La toți de față și viitor, sănătate! Sunteți la Vreau să știu alături de prietenii de la Casa Pariurilor. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru și mulțumiri și celor de la Casa Pariurilor că sunt alături de noi. Ca unul dintre cei care suie pe munte în tenis, în șlapi și neechipat, pot să spun că îmi place foarte mult acest domeniu, să-i spun, pe care nu-l pricep, dar sunt efectiv îndrăgostit de performanțele acestor oameni care sunt clar din alta luat din moment ce urcă la 8000 de metri și chiar mai sus și fără oxigen și așa mai departe. Am cât de cât cunoștință de vreo 2-3 barosani și de acolo, de pe afară, care au cucerit, și de niște șerpași și bineînțeles și de cei de la noi. Dar ca să nu facem, să nu fac pe priceputul, am zis să chemăm un om care se pricepe în domeniul acesta, mai ales că am ajuns la peste 100 de podcasturi și nu am discutat încă pe îndelete despre ceea ce înseamnă alpinism și chestiunile acestea montane, altele decât să urcăm la Babele, la Sfinxul și la Cruce și apoi să coborâm cu mașinuța aia cu 4x4 și să mâncăm niște mititei jos. Și acum sunt extrem de serios. Dragi prieteni, fără niciun fel de altă adăugire, Costin Miu, ghid montan. Binevenit! Să bine te-am găsit! Să trăiți, bine mai zi o dată introducerea aia. Cum e? Pentru cei care urcă... Nu, mă, nu, aia cu ce... Cum încep? La toți de față și viitor, sănătate. Formula regală de adresare. Zice masonică. Da? Deci, da. M-am uitat, e masonică asta. Ne știm de vreo 25 de primăveri. Ce ați făcut în ultimii 25 de ani, stimate domnule? Știi că la... Păi da, ne știm de perioada Sportul Românesc. Sportul Românesc, care se întâmpla în 96. 98. 98. No, plecase echipa... Da, 97. 97, 97. Plecase la Pro. Da. Și la Universul, la etajul 4. Da, și rămăsese... Deci sunt 27, am zis 25, vă cer scuze. 27 de ani. Da. Dar zi-ne până la... Ce-ai făcut tu de mic copil? Presă. Da, pe adevărul că când m-am apucat de presă eram copil, aveam 20 de ani. Corect. Eram cel mai mic din redacția de la Libertatea. Duceai gunoiul? Și gunoiul, da, și gunoiul, da. Și duceam alea zi, mă mai puneau aia, mai făceau mișto de mine fotografic, a uitat șarful în redacție, da. Și cine să... Tradiționale glume. Da, vezi, sună la sport și trimite-l pe ăla micul la noi la foto să... Deci tu ai plecat din prima la tipografie, la redacție la Universul acolo, la Palatul Universul? Da. Adică ai fost șmecher. Eu eram cel mai mic de redacție, deci din 6 zile când apărea ziarul, eu în 4 zile făceam de servicii în tipografie. Și era frumos că noi, Libertatea trăgea după trăgea gazeta, vechea gazetă. Da. Cu monștri. Da. Gazeta cu monștri, da. Toate, numai tiraje. Și trăgeau băieții acolo, știi? Și când ne intram și noi cu Libertatea, ăia zi, tipografii erau ciungă. Ma. Nu mai aveai cu cine, erau, știi? Da, obosiți. Cu de-alea, cu non-parele, cu, știi? Mamă, ce era acolo. Deci tu ai dormit mult în tipografie. Foarte, am dormit mult. La un moment dat aveam un taximetrist care mă ducea, eu pe vremea eram student și stăteam în Grozăvești, în regie, în Grozăvești, știi? Și dacă plecau numai pe la 11:30 noaptea de acolo, aveam un taximetrist care stătea la colț acolo unde era agenția lui Steaua. Da, da, la magazin, Păzalomit. Da, Păzalomit acolo și aveam un taximetrist. Și ăla mă ducea tot timpul, luam pe ăla și mă ducea așa, știi? Și ăla mă tot vedea săracul, dai seama, un buricul Capitalei, eu de câte ori apăream, eram pe mâini, eram pe mâini de negreală, de alea, bă, da, știi? Ăsta de unde vine? Și că eu în tipografie, dai seama, dacă tipografii erau rachete toți, băgai mâna în alea și băgai în alea și puneai, bă, la zincul cu păza, cum era zincul cu păza aia de zinc, știi? Și da, aranjai alea. Aranjau aia toată pagina, și după aia când s-o strângă, știi? Când s-o strângă, explodau alea, ce ai făcut, băbiță? Hai, bagă repede, că te uitai la ceas. Și m-a întrebat ăla, zice, nu vă supăr la un moment dat, după azi așa, mâine așa, poi mâine așa, zice, nu vă supărați, e un service pe aici, pe un, că vă văd ăsta de un soare și de alea. Nu e vreun soare, lasă-mă că e cerneală. Aoleu, dar ce faceți? Cu ce vă ocupați? Hai du-mă acasă că tu o vezi. Da. Omul a crezut că dacă avea nevoie de tine... Băi, și a fost... Știi? Exact. Omul era taximetrist, a zis, băi, e service, trebuie să știu. Bă, corect. Da. Și ăsta zice, pare, și ăsta micul ce tânăr, dar pare competent, că îl văd plindă un soare așa și sigur să bagă. Seară de seară. Și a zis, da, azi așa, mâine așa, da. Și na, a fost o perioadă foarte mișto. Cât ai dus-o așa? Bă, am dus-o și bă, știi cât am dus-o? Cred că vreo 8 ani, 9 ani, bă, eu n-am avut weekend. Știi? Erai lipit de munte sau n-aveai nicio treabă atunci? Nu. Era perioada de... Eu am început să merg pe munte până clasa a 6-a. Aveam 12 ani. Deci mergeai. Da. Am început în clasa a 6-a. Am avut un profesor de română foarte mișto, Dumnezeu să-l dignească, Dan Smoleanu. E tatăl actorului Tudor Smoleanu. Da? Da. Dumnezeu să-l dignească, un om foarte mișto. Și el m-a dus prima oară după munte. Pe vremea aia făceam atletism. Și a venit el odată, mi-a fost diriginte după aia, în clasa 8-a, cred. Și a venit el la noi la antrenament și a zis: bă, atleților, care mergem la vară pe munte? Știi? Păi și ce să facem acolo? Păi mergem cu corturile, stăm o săptămână într-un loc și de acolo asta facem trasee, facem nu știu ce, știi? Pe munte? Asta însemna pentru că pe vremea aia mult hulita daciadă care, știi, da, așa, a avut și extraordinar de multe părți bune, că te organiza un pic ca sistem de învățământ și cu copii și cu ce. Fiecare școală făceam în fiecare vară, făceam expediție, așa spuneam, mergeam în expediție, da, știi? Da, da. Și era un concurs la nivel național, frățioare, știi? Și fiecare școală trebuia să făcea chestia asta. Țineam un jurnal cu povești, cu nu știu ce, știi? Da. Și la fiecare an se făcea concurs național și să câștigau unii locul 2, locul 3 și îți dădeau premii normal, că erau premii de alea de la campinguri ziceni, da, știi? Da. Corturi și saci de dormit și... Da, să făceai treaba cu mine. Era mișto că era emulația, știi? Și te scoteai pe copii din... Deci un prof de română te-a urcat prima dată, da, pe munte. Da, și ne-am dus noi, țin minte, am fost 3 ani consecutiv, clasa 6-a, 7-a și 8-a. Prima dată pe la Cheile Râșnoavei, de la Predeal mai jos acolo, după aia pe la Ciucaș și odată și după aia cred că la Padina. Dar omul le știa sau cum? Adică nu era omul știa, era mare pasionat de munte. Mai aveam și alți profesori care veneau și pentru că, iartă-mă o secundă, era o presiune, o responsabilitate. Bă, da, eu acum exact, ca ghid montan, exact, îmi dau seama ce făceau el cu niște copii de 12 ani. Eu acum mai merg cu copii în tabere de schi. Știi? Nu sunt făcute de mine, sunt făcute de niște prieteni de la Himalaya Travel, eu merg instructor, că eu am tabere de schi, dar de adulți. Cu copii, da, e complicată treaba, și știi? E greu, Și eu merg acolo doar ca instructor, deci n-am neapărat responsabilitatea lor cap-coadă. Da. Eu am responsabilitatea să stea cu mine pe pârtie, să nu se ducă pe boscheți, hai la masă, hai să așa, nu mai fuma, ia berea, știi? Da. Lasă pe doamna că nu e cu noi, știi? Și acum dau seama că, da, pe vremea aia să pleci că plecam eram 15-20 de... Părinții te lăsau în primul rând, că asta e important. Da, pentru că aveam încredere în profesor pe vremea aia, nu știu, da, poate, nu știu cum. Și te-a atras microbul sau mergeai pur și simplu? Adică simțeai mai mult decât o plimbare? Mi-a plăcut, mai ales că aveam și, repet, făceam atletism, aveam o condiție fizică bună. Și mi-a plăcut aventura, a fost mișto, știi? Adică, într-adevăr, atunci s-a produs... Acum se mai fac lucrurile astea? Să mai vină vreun prof nebun? Bă, s-or mai face, că știu că mai sunt astea cu săptămâna altfel. Să plece? Știi? Când cred că mulți au început așa. Unul a început cu handbalul, unul avea un prof de istorie care era prieten cu un prof de sport care ajută la canotaj, adică cred că 3 sferturi dintre cei cu care vorbești pleacă de la o din asta. Bă, știi, e mare lucru, pentru că probabil pe vremea aia probabil profesorii erau mult mai cum să zic, mai implicați în procesul de educație mai mult decât predatura, da, școală, știi? Cartea în sine. Da, da. Că el, îți mai spuneam, pe unul îl tuți în clasă și îi spunea unui prieten care făcea nu știu ce. Bă, ăla cred că s-ar potrivi la tine, și venea și băi, vrei să vii, da, Costine, vrei să vii la noi? Da. Deci eu făceam atletism pe vremea aia, repet, iar ăsta, antrenorul, era Dirigu, care era profesor de sport. Și acum țin minte, deci pe vremea aia ăsta abia terminase facultatea, nu știu, avea până în 30 de ani, știi? Dar omul era foarte pasionat și s-a apucat să facă o echipă de atletism din nimic, știi? Da. Și cu rezultate mișto. Exact, știi? Ce spui tu, erau mai... Da, probabil că erau mult mai... Nu erau, știi cum e, nici măcar nu erau motivați financiar. Da. Că pe vremea aia și pe vremea aia, ce salarii aveau profesorii, știi? Da. 80 în anii 80. S-a schimbat mult imediat după Revoluție? Adică ai simțit treaba asta sau era la fel, doar era plăcerea de... Păruseră, probabil, aveai posibilitatea de... Bă, știi cum, intrasem în liceu. Deja în 92 începuse în liceu, știi cum e, dai de golăneală. Te-ai golănit, mămică. Exact. Dai de golăneală. Lasă, mă, excursiile pe munte. Și da, te apuci și pleci de acasă, că eu plecasem, stăteam la internat. Și aveam de alea, am plecat odată, că veneam de acasă, știi, țin minte, cu banii de cartelă, de cantină, mâncam la cantină, știi? Da. Și erau 600 lei pe lună, o gălăgie de bani, știi? Și mai aveam încă doi dobitoși de colegi de cameră, știi? Și am zis, ce mai luăm la cantină? Și 3 zile, frățigule, deci 1800 de lei pe vremea aia erau bani. Da. Deci 3 zile, nu am la școală, am stat în cameră, am făcut mici în cameră, dai seama, într-o cameră de 4x4. Da, am făcut mici pe reșou de la, făcut din BCA. Șarpele, din BCA, frumos, cu așa. Da. Deci să faci mici. Dar de-ai drumul ăla era cât poartafaur, 4, era ca la 23 aus curentul în. Da, aveam unul, după aia am avut și în regie, am avut și în facultate, am făcut un prieten, deci avea nichelina aia, ziceai că e sârmă de balot. Deci când îți scoteai din priză, vă jur, când îți scoteai din priză, o jumătate de oră era lumină în cameră. La o jumătate de oră nu se stingea. Dai seama ce consum era. Iar la zi, la panou electric nu mai era siguranță, că nu făcea față. Băgasem, era un cui. Băgasem un cui așa, făcea contactul. Da. Și de-aia zic, după aia în liceu, cel puțin primii 2 ani, pe goloneală și pe așa, mă făcuseră ăia vrând nevrând secretarul UTC al liceului. Eram, că dirigul de liceu era direct, care și ăsta și el a murit cu puțină vreme, câteva luni. Și mă făcuse și ăsta, știi? Și mamă, știi cât am chiulit pe tema aia? Foarte grav. Da. Deci ne plecam la așa și... Deci în perioada asta nicio treabă cu urcatul pe munte. Vreo de ăștia 2 ani, 9 și 10, obosise mă și eu. Eram copil ce vrei. Ți-ai luat precum Guardiola, an sabatic, da, bravo, la tine deci a fost mai mult. Clasa 6, 7 și 8, cât ai tras tare. Asta, dar trebuie să mă relaxez un pic. Și 2 ani n-am descoperit. Deci când ne-am găsit la sportul românesc, urcai deja pe munte ca lumea? Mergeam. Se schimbase. Da, păi aveam 24. Dar asta cum e? Explică-mi un pic, e fix ca în orice sport? Adică te atinge flama și gata? Bă, cam da. Adică nebunești. Mă rog, acum știi cum e. Depinde și de tine. Că vorba aia, și pe copil, dacă îl duci la sport, pe cât vei atinge flama... Bă, majoritatea îi duc părinții că au vrut ei să facă, Perfect, să facă și n-au. Perfect, dar pe palierul ăsta e mai ușor, că fotbal, școală, iau minge, mă duc în curtea școlii, dar tu trebuie să pleci la un munte. Da, da. Știi că e o diferență, nu e chiar așa. Da. Eu acum am chef, mă uit la ceas, sunt 5 băieți, jucăm un tenis cu piciorul, cu 2 cărămiși și un fileu. Da. Dar tu... Nu poți să-ți o stoiești setea. Și de 10.000 de ori mai riscant. E mai greu. Bine, stai să nu înțelegi. Pe vremea aia mergeam poteci, marcate, adică nu... Ai bătut tot ce înseamnă munte... Riscul era minim. În țărișoara asta? Mai ales că așa fusem și învățat. Da? Pentru că în momentul când am început să merg cu profesorul când mergeam pe munte, totul era pe potecă, nu ieșea nimeni din potecă. Nu prea erau ursuleți. Mai dădeați peste? Bă, nu, n-am dat. Apropo și asta cu urși, știi că... Pentru că acum nu mai e de râs. Că e la modă, știi? Acum nu mai e de râs. Că e la modă ecologismul de canapea, știi? Dar... Nu, știi de ce? Știi ce mă... Pentru că acum lumea zice, pe ursuleții să-i salvăm. Păi hai să vedem ce se poate face cu ursuleții. Adică băieții aia până în vest... S-au spălat pe mâini, i-au omor pe toți când au așa și nu mai am nicio grijă, știi? Dar ei stau cu geana pe noi să vedem ce fac ăia în România cu urșii. Păi ce să facem? Hai să vedem ce facem, știi? Da. Pentru că fixa cu 20 de ani, știi? Dacă vedeai o ursoaică cu 2 pui, mamă, era raritate. Acum le dai de mâncare, pui nicoți din mașină. Deci acum am eu videouri în telefon cu ursoaică cu 4 pui. Bă, 4. Ok, nu trăiesc toți 4. Da, stai să le faci cu mânuța, îți faci și ea și... Știi? Da, e o mare problemă la modul că aia cu le-am invadat spațiul e cam tardiv, știi? E tardiv de târziu să mai faci ceva. Te-ai gândit că din asta o să faci o profesie? Atunci era plăcere, clar. Nu, și îți spun și momentul care a declanșat chestia asta. A fost în ianuarie 2012. Ianuarie 2012, Ianuarie 2012, pe vremea aia mergeam pe munte cu David, cu Neacșu. Să zicem, oamenilor, unul dintre cei care Păi unul dintre cei care au, poate... practic, după Revoluție, au deschis cărările până lumea asta, pe munți, știi? Pentru români. Și cuceritor de Everest. Și el n-a ajuns pe vârf, el a fost cel care a organizat expediția până acum. El nu e dintre cei patru? Până acum, bun. Prima și singura expediție adevărată românească, 100% în Everest. Pe Everest, știi? Pentru că, în mod normal, toți ceilalți români care au urcat pe Everest au fost membri în diverse alte expediții comerciale. Acum, ca să susții o expediție națională dintr-o singură țară pe un munte ca Everestul, România nu cred că și-o permite. Serios? Da. Așa e de scump? Cam da. Adică la cât s-ar cifra așa? Sau aproximativ, na, ca să ne... Bă, ca să... Deci vorbind... Ca să ne facem o... Da, vorbim vorbe. Ca să ai șanse reale să ajungi pe vârf și să te și întorci de acolo, începe undeva spre pe la 50.000. De om. De euro. De om. De om. De euro. Da, cam 50.000. Deci dacă sunt 10.000, repet, trebuie... ca să fii partea într-o expediție... Serioasă și sigură. Bă, safe. Adică bun, să te întorci acasă. 10.000 înseamnă jumătate de milion de euro? Păi jumătate de milion de euro înseamnă numai costurile expediției. Hai, lasă atunci, că după care, aici, la Babele, dacă după care echipament, avioane, pregătire aici. Deci da, lasă că Sfinxul e ok. Și atunci povestea, uite, invită-l pe ăsta odată, invită-l pe David la o poveste, că mai ales că își lansează carte. Am înțeles. Eu stau de capul de ani de zile. Dar ce înseamnă urcam pe munte atunci? Cum să fac? Cum ne adunăm noi la Miuț, așa vă strânge și voi? Nu sunt ironic. Adică unul fluieră, haide bă nebunilor, săptămâna viitoare... Bă, în facultate așa se întâmpla. Am un prieten care de câteva ori a plecat de la terasă. Nu cred. Bă, de la terasă. A plecat și acum țin minte pe John Treier, familia. Deci avea niște blugi. Era niște blugi de ascurs tăiați. Într-un maior de la chinesc găurele și băiatul și în teniș, și cu o cafea în mână. Era pe terasă, știi? Și a venit careva? Și au trecut niște prieteni și bă, ce faci? Păi mergem pe munte. Unde mergeți mă pe munte? Păi mergem la Cuca, mergem în Iezer, pe nu știu. Păi nu merg mă și eu. Și a plecat trăițele. Deci a plecat cu cafeaua în mână și numai aia. I-a dat ea un rucsac în care a cărat vodka. Și surpriză când au ajuns la cabană că John mergea foarte greu. Ei a zis că merge greu, că el cară vodka, știi? Și când au ajuns sus la cabană, a ajuns și John. Și fără vodka, știi? Că el o goloșdise pe drum. El lucrase pe drum, da, a zis să zic. Deci iată că erau și părți super frumoase. Da, zice, m-am băut eu ca să-mi trebuiască să o bezi voi. Da, m-am chinuit eu pentru voi. Da. Deci asta se întâmpla, ai zis, în 2012, când urcai cu David Neacșu. Da, și mergeam cu David pe la noi pe aici. Da. Știi? A fost o perioadă foarte mișto. Și avea un fix, îi picase lui un fix pe, avea un munte în Uganda, Ruvenzori, unde fusese până atunci, deci fusese prima dată în 2006, cred, când au deschis aia, că știi că acolo a fost război civil, iar ăsta e pe granița Uganda cu Zairu. Și s-a bătut, m-au lăsat băieții acolo și în 2006 când s-a oprit, când a florat arbitrul finalul, regulamentar. Exact, și-au luat morții și au făcut curat pe munte și au deschis muntele, știi? Și în 2006 s-a dus și acolo și a urcat și a zis, mamă, bă, ce minune, e o minune pe pământ muntele ăla. Înăltuți? 5109. E al treilea munte al Africii. De două ori. Primul e Kilimanjaro, al doilea e Mount Kenya și ăsta e al treilea, știi? Deci de două ori cât moldoveanul nostru. Da. Și fusese până atunci, până în 2012, din 2006 fusese de vreo 3 ori deja. Și încă mai vroia să meargă, știi? Da. Și atunci, adunase el, erau vreo 6 cetățeni care vreau să meargă, știi? Și mi-a zis, zice, bă, nu mergi și tu? Și zic, zic, hai mă, că pe prea mi-ai făcut capul calendar cu Uganda vieții, știi? Și m-am dus, știi? Ăștia alți care au mers cu noi n-aveau neapărat treabă cu muntele, erau băieți pregătiți și fizic și financiar, dar nu prea aveau treabă cu muntele, nu prea aveau să știi. Și a zis, hai să fii atent cum facem, că acolo e cu ghețar, cu mers pe ghețar, cum știi? Ei tu 3 și eu 3. Știi? Și atunci am fost prima dată când mi-am dat seama, bă, îmi place chestia asta, adică... Da. Știi? Greu atunci? Bă, greuț că eram prima dată la peste 5.000, știi? Și n-are nicio legătură cu ce știi de pe aici. Adică alt ritm, alte provocări, știi? Că aveam unul care era legat cu mine în coardă, Marius, absolvent de ANEFS. Ăsta, mamă, fit, alea. Da, n-ai probleme cu mine. Deci era, da, dimineața mânca, nu mânca, dar își lua aminoacizii și alea, da. Și bang, 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 știi, da. Aclimatizarea nu are nicio legătură cu pregătirea fizică, știi? Adică poți să fii drogangiilor și să te aclimatizezi super bine, așa, și sportiv uriaș, și poți să fii super fit, ba din contră, că cu cât organismul tău e obișnuit aici cu flux mare de oxigen și de sânge, știi, de la sport și așa, când ajungi acolo, la oxigen mai puțin, trecerea e cu atât mai nasoală decât pentru unul... Da, corect. Știi? Că apropo de că vorbeam de Horia, știi? Că Horia, din câte știu eu, are un pic de astm. Ah. Știi? Da, dar la altitudine lui e bine, că organismul lui trecerea nu e atât de puternică, știi? Pentru că plămânii lui sunt obișnuiți oricum cu ceva mai... Să-i dai mai puțin oxigen. Ori șocul nu e atât de mare, știi? Da. Și era marosit că nu era terminat Rițer, deci el era cel mai fit în tot grupul, dar era cel mai nasol, era lăsat, era tot de patru picioarele, știi? Da. Da. Și Neacșu cu ăștia trei, el a ajuns pe vârf la vreo, nu știu, 10 minute, un sfert de oră înaintea noastră, a mea cu ăștia la 3, știi? Și la un moment dat, ultima bucată acolo, stâncărie, mai verticală așa, știi? Și eu, repet, nici eu nu mi era foarte bine, eram prima dată la 5.000, eram ușor speriat, adică încercam să mă obișnuiesc cu ideea că așa trebuie să fie și din ce am citit eu așa trebuie să fie, știi? Dar una e când le vezi la televizor, alta e când te ajungi acolo, știi? Și pe ultimii mei treia, pe vertical, așa, știi? Și la un moment dat, deci Neacșu fuma niște mizerii de alea erau țigări de alea de făin, dar de alea cu aromă de cerii, cu căcaturi de alea, știi? De alea subțiri. Și pe aici. Și când mai aveam, nu știu, vreo 10 metri până să ajung în top, știi? Și urcă, la mă opresc, știi? No. Și simțeam aia, zic, bă, n-are cum. Bă, zic, nu, e de la... Agonizești ceva, da, zic, e de la, zic, am vedenii, dar o factive, știi? Mă, ce dracu. Și mai urmă, când ajung, mai erau vreo 2 metri așa, ia uite pe Neacșu cum stătea în cură așa, pe aia. Haide bă, veniți bă, haide bă și voi, știi, da. I-am zis, dă bine? Da. Deci asta e prima dată când ți-ai dat seama că ai putut. Și e prima dată când mi-am dat seama, și da, să ai grijă de cineva. Exact. Asta e... Acolo contează enorm. Aici, asta e marea diferență între al fi alpinist și a fi ghid. Știi? Dacă ești alpinist, e pentru ai grijă tine. Ești tu cu tine. Ok, mai ai un partener. Dar fiecare are grijă de el. Știi? Trebuie să ajungi pe vârf. Faci tot ce ține de tine să ajungi pe vârf. Mai tai coarda ăla, mai așa. Sunt filme pe tema asta. Vertical limit și alea. Da. Așa. Ca ghid, cred că trebuie să ai puțin... Trebuie să o vii cu ea de acasă cumva. Să ai în tine această preocupare de a avea grijă de ceilalți, știi? Da. Să te gândești că mi s-a întâmplat în Aconcagua, de exemplu. Ăsta care e cel mai înalt vârf din afara Asiei. Aconcagua mai mărișor, 6.900, da. 7.000. Aproape, știi? Și mi s-a întâmplat, eram cu un grup și mi s-a întâmplat să mă întorc, mai aveam 100 de metri până pe vârf, știi? Și a început un pui de viscol. Viscolul nu era foarte nasol. Treaba era că era whiteout. Adică whiteout e momentul în care atmosfera este ceața este atât de mare, că nu mai faci diferența între zăpadă, nu știu care e zăpadă, care e cer. E ca și când bagi capul într-o găleată cu lapte. Știi? Și bun, dacă ești pe câmp, dacă te prinde pe câmp pe lângă Crevedia pe acolo, dacă te prinde pe câmp, mergi, mai dai un cap într-un pom, mai calci pe mamaia, mai te împiedici de primar, mai știi? Dar sus pe munte s-ar putea ca la un moment dat ce crezi tu că e zăpadă, să fie, ci să fie cer, știi? Și să te duci de suflet, cum ar veni. Știi? Și el a fost unul dintre momentele în care dacă aș fi fost singur, aș fi continuat să merg. Știi? A, înțeleg ce vrei să zici, ca alpinist. Da, dacă eram singur, continuam să fizic eram absolut ok. Și aș fi vrut să... Te seama, te trage ața, frățioare, adică... Da, era un picuț. Mă avea 100 de metri. Adevărat, diferență de nivel, nu liniari, dar cele până, știi? Dar în comparație cu... Cât timp îi rezolvai pe aia? Păi la altitudinea aia, 100 de metri, poți să o faci și într-o oră, o oră și ceva. Deci erai la o știi? Maxim 2 ore de vârf. Da, maxim. Mai puțin. Oră jumătate. Mai puțin, că eram, mă simțeam ok, era... Da. Da. Și în momentul ăla ai zis stop, hai... Și în momentul ăla... Te apucă și știi și bă, dar totuși trebuie să-i cobori pe ăștia. Cum formezi tu un grup? Uite, la Graș, la noi, la fitness e simplu. Intră 5 Grași, ăla formează o grupă. La tine tu cum îi formezi? Ce grupă formează? De ăștia când te... De Graș și ăla de... Haide bă să facem. Și ne întinde pe jos, ne dă-i cu tare. La o sală, știi, să zice. Bă, intră 4 burtoși. Ăla zice, mamă, cum arătați? Aveți echipament, hai. La tine cu totul altceva. Haideți în ordinea mormântării. Da. Are... Tu de unde știi, de exemplu, Costin, dacă ei au experiență sau nu, sau cum? Că te aduci pe Aconcagua, bă, că n-ai luat pe unii care să-ți moară după 1000 de metri. Nu. Păi iar, acum deștii, depinde de destinație. Nu știi pe toți, adică, că, ok, că asta stai mică, dar... Caut să știu. Da? Caut, pentru că am avut experiențe care se puteau termina foarte nasol. Știi? Da, am avut un... mergeam în Alpi. Mergeam în Alpi pe Mont Blanc. Fusesem cu un an înainte cu niște prieteni și după aia, cred că în 2013, dacă nu mă înșel, făcuse Alvetoș, aveam un amic care avea o agenție de turism și făcuse la un grup, a început să știi, acum 10-11 ani, începuseră cumva românii să guste adventure travel. Știi? Deci erau ăștia care vreau, bă, nu sunt genul să mă duc la all inclusiv. Da. Vreau altceva, începuse și ghidăria montană cât de cât începuse românul să înțeleagă ce e cu ghidăria montană. Știi? Și ăsta a făcut bottom line, ăsta a făcut un grup cu care să meargă pe Mont Blanc. Spre norocul lor, ăștia doi, unul n-a mai putut să meargă, că nu știu ce, avea acte de semnat cu banca, cu casa, cu așa. Ălaltul a călcat prost, genul strâmb, nu, a călcat prost, nu strâmb, pardon, a călcat prost, da. Nu. Așa, și-a umflat o gleznă și ce-au zis ei, păi ce facem, că așa, păi ce bă, îl știu pe Costin. Eu mergesem cu un grup de-al lui, cu un an înainte, fusem pe Kilimanjaro, ăla fusese primul meu grup ghidat. Și ăsta m-a sunat și a zis, bă, să mă ăsta, iar când mă scoate mă dă încăcat că mă așa și nu are ce să meargă cu ăștia. Eu care aveam Mont Blanc în vara aia, dar mai târziu ori, așa, a zis, bă, eram la început, știi? Și mă entuziasma orice proiect de genul ăsta, știi? Și am zis, da mă, ok, hai să cunosc eu oamenii ăștia, cât sunt, 8? Păi hai să-i văd și eu pe oamenii ăștia, știi? Ceea ce acum previn retrospectiv și acum zic, Doamne ajută că m-am întors acasă și eu și întregi și vii, știi, pentru că a fost o inconștiență. Dar repet, eram tânăr, nu eram nici atunci tânăr. Și au apărut cei 8, știi? Și m-am întâlnit cu ăștia și zic, bă, ne-am întâlnit, salut, eu sunt Costin, cu mine o să mergem, nu știu ce. Mai erau gen 2 săptămâni să plecăm, știi? Ce să-i mai pregătești, ce să mai îngrași porceaua de nama, știi? Și am zis, bă, măcar spuneți-mi, ok, fizic ăștia sunteți, altul mama nu mai face, nu ne apucăm acum să ne antrenăm, că riscăm să ne accidentăm și nu ne mai refacem, deci o lăsăm așa cum a picat. Așa, deci hai să vedem că dacă asta așa, hai să vedem mental. Adică, bă, și am întrebat, bă, are vreun ceva să-mi spună, are o problemă specială să-mi spună? Pentru mine e foarte important să știu că oamenii care merg, bă, sunt sănătoși la căpuț. Sau dacă nu sănătoși la căpuț, că n-ai cum să... Nu că noi am fi, adică da, știi ce zic. Că n-ai cum să vii cu, să le ceri hârtii, că vin cu alea de la doctor, că i-a semnat doctorul, că aia, sănătos, lasă, e sănătos. Mamă. Știe cum îl cheamă. Știi? Dar eram, vreau să știu, bă, măcar, bă, nu știu, e vreuna gravidă, i-a murit la vreuna pisica, bă, e bolnavă, are... Adică vreau să știu că e cu mințile, nu neapărat în cap, dar le are în treaba asta, știi? E foarte important, știi? Să nu fie distras de ceva, de altceva, știi? Și astea cum le afli? Prin discuții cu ei? Că tu nu-i cunoști, mai ales cum ai venit aici. Nu cunoști pe nimeni, nimic. Și zice, are cineva vreo problemă, ceva? Nu, toată lumea era, Doamne ajută. Măi, și plecăm. Și plecăm, nu face unde e ăla, acolo e, da, deci nu faceți ca mine. Și am plecat cu cetățenii trăițeri și am ajuns așa, bă, și pe la 4300, cumva la jumatea ultimei bucăți, e refugiu de la Gutei la 3800. Dar iartă-mă un pic, tu ce promisiune faci cu ei? Cum însemn? Dom'le, noi trebuie să cucerim Mont Blanc sau cum? Nu, ca ghid e convingerea mea fermă. Deci treaba ghidului e să te aducă întreg acasă. Perfect. Deci, dar ei vor și o provocare, nu? Pe provocare există. E Mont Blanc, e cel mai înalt vârf al Alpilor. Deci plecăm cu ideea că trebuie cuceri Mont Blancul. Să presupune că ei au ajuns în grupul ăla, aduși de acest obiectiv comun. Bun. Da? Deci nu m-am apucat eu să fac casting. Știi? Care vreți măsași? După Mont Blanc, sau nu, să fac altfel, știi? Bă, hai la o bere. Și veneau 50 de inși. Și ziceam, acum mergem pe Mont Blanc. Bun, deci ei vor toți pe Mont Blanc și datoria ta este să-i aduci tefere acasă. Convingerea mea și filozofia mea de ghid, asta e. Bă, da. Treaba mea e să vă aduc întregi acasă. Dacă se alinează astrele și ajungem și pe vârf, Doamne ajută. Dar asta nu mai e nimeni cu tine, doar tu? Păi nu, depinde de... Da, aici în cazul ăsta ai fost doar tu? Depinde de mărimea grupului. Da. Bă, nu repet, eu tâmpenii ce am făcut. Deci o tâmpenie. Deci o scoate la montaj, nu? Nu, las-o. Deci nu faceți așa. Mai știi care e partea proastă? Eu mi-am învățat lecția foarte repede. Adică asta e partea bună. Hai să ne zici ce s-a întâmplat, știi? Asta e partea bună, că mi-am învățat lecția repede. Partea proastă e că 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani mai târziu, lucrurile astea încă mai sunt ghizi care fac asta. Nu e ok. Știi? Să mergi... Adică, știi că eu eram și cu aia 8. Nu e ok ce să mergi fără să-i cunoști ca lumea? Nu neapărat fără să-i cunoști ca lumea. Nu e ok să mergi la raportul ăsta de mărime. Ghid contra... Sunt mulți. Da. Știi? Adică 4, bun, dacă iei pe unii îi duci cu cabina până la Babele și de acolo iei pe platou, să-i duci până la omul și înapoi, dacă ești unul cu 8 cetățeni, e bine. Știi? Dar aici e altceva. Dacă te duci să faci, nu știu, te duci pe vale de abrupt în Bucegi, nu te mai duci cu 8. Știi? Bun. Sunt unii care merg cu câte 20. Știi? Da. Da. Deci, dar repet, eu atunci eram inconștient, eram la începutul carierei mele de ghid, eram super excitat să merg mult, să fac chestii, să așa, știi? Da. Cu mintea de azi n-ai mai face. Oh, dar nu cu mintea de azi. Eu mi-am dat seama atunci că ceva nu se leagă. Nu-i de râs, știi, bă, niște râsul, dar mă gândesc tu cu 8 copilași după tine, știi? Știi? Ăia la fel de inconștienți. Deci, Jeane, n-auzi, păi... Bă, erau 8, nu s-a întrebat niciunul. Nu vă supărați, dar noi suntem 8. Dumneavoastră cât sunteți? Sunteți 1? Da! Păi și cum facem? Da, vorbă ca în paraziții, auzi, ca moromeții. Varaschive, unde mergem noi, mă? Așa trebuia să mă întrebe și unul dintre ăia, știi? Bredene, băi, nu vă spărați, voi toți sunteți unul? Da. Eu sunt, știi? Și aia nu s-au prins prea târziu nu sau nu i-a interesat? Nu s-a prins, mă, niciunul, n-auzi că nu s-a prins niciunul. Nu-i dărție. Pentru că și aia aveau, nici ăștia n-aveau experiență de mult. Erau niște oameni, da. Eu și cu optii conștienți. Da. Iată o expediție românească frumoasă. Cum să faci? Pe Mont Blanc. Cum trebuie făcută. Ia. Deci să iau un băiat care e nebun și mai trebuie cu om pe care nu-i cunoaște. Da, exact. Nici măcar nu știi. Că da, să adună, mă, sunteți ok. Da, domnule. Da, bravo, mă, cine, mă, noi? Hai, tată. Da. Și se pleacă pe Mont Blanc. Ați avut evenimente? Stai așa că ajunge și acolo, că de-aia zic never again. Știi? Bă, și pe măsură ce urcam, că are ruta clasică a Mont Blancului, are o porțiune de la 3200, 3300 la 3800, între cele două refugii, Tetrus și Gute. Stâncărie destul de verticală, cu o traversare foarte nasoală, un traverseu se cheamă Gran Couloir, unde se moare în fiecare an. Deci în fiecare an se moare acolo. Așa. De ce vrem, eu da, da, zis tu că zici stâncăria asta este amenajată sau ceva, sau o luăm la Piolet și la și o urcăm? Depinde. Eu am prins-o pe aia în toate felurile posibile. Am prins-o și am urcat-o și în Adidaș. Am urcat-o și în Adidaș, că era plină de praf. Am urcat-o și în Bocanș, că era zăpadă până la brâu. Deci depinde cum ți-l urcă. Băieții, cum ai prins-o? Bă, sincer, nu mai știu, dacă nu... Nu cred că era, nu cred că am văzut. Iar pe câte aveau și că aveau cunoștințe subare de alpinism, ceva, sau măcar pe partea asta v-ați înțeles? Da, da. Țineau, erau câteva și care țineau pioletul așa, știi? Au ciocănele? Avem un aș fără piolet. Că eu la un moment dat, știi, când am vorbit cu ei acasă, după ce am întrebat cu aia, cu dacă sunt toți cu mințile acasă, da, și au zis da, am zis ok, acum hai să facem un check la lista de echipament. Cască. Toată lumea, da, da. Piolet, da, colțari, da, ham, da, bețe de trekking, da, bă, alea, bocanci de iarnă, alea, toată lumea cunoaște, da. Și după aia când am plecat de jos din frumoasa localitate Le Faye, eu mă uitam la fiecare cum își făcea bagajul acolo, știi, pa, și am văzut o fată n-avea. Zic, auzi, dar tu piolet? Nu. Păi n-ai zis, mă, că nu aveai cu săptămâna, nu-l aveai, da. Nu obișnuiești ca... Noi obișnuim, vorba lui același Moromete. Noi obișnuim să luăm și violetul cu noi, că mergem violetul. Da, că pentru că dacă găsești o porțiune mică, frumoasă așa, sapi, pui arbagic, faci ceva, poate să mănânci. Că te dai jos? Da, e bun să păligăi la ceva, știi, da. Da, și... Păi zic, unde e piol? Păi zice, nu l-am mai luat. Păi și de ce? Și a zis... Luzi, trăiți, zic, hai că e frumos. Anyway, și după aia, pe bucatea de stâncărie, așa, știi, urcând noi voinicește, tot vedeam cupluri de ghid-client, mă, 1 la 1, maxim 1 la 2. A venit și românul cu creșa. Știi? Ma. Și am zis, ia uite și pe ăștia n-au clienți ca mine. Ăștia n-au, mă, câte 8 așa, că ar fi mers și ei, dar n-au. Mă, da, zic, mă, da, chiar toți. Toți sunt pe sărăchie. Au ei ceva. Știi? Da. După care... Și vedeam, și atunci am sesizat la ceilalți ghizi felul care se uită la tine. Știi? Tu fără să-ți deschizi gura, ai dat dovadă că ești român. Nu trebuie să zică ceva. Da. Vezi așa cum se uită, știi, la tine, trec pe lângă tine, cum ar veni. La cetățeni, la... Știi, și... Mă, zic, ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă, știi? Bă, anyway. Bă, și după aia am ajuns și ajungem pe la Târâș Grăpiș și așa am ajuns la refugiu acolo frumos. După aia noaptea dimineața am plecat către vârf, către Mont Blanc. Și pe la jumătatea traseului, pe la 4300 așa, era una dintre fete, vizibil nasol fizic, știi, se simțea, adică în comparație, nimeni nu se simțea bine. La 4300 toți erau prima dată, nu, mai erau două dintre ele, fuseră cu mine în Aconcagua, cu vreun an înainte, parcă. Ai să pune problema de oxigen suplimentar? Nu, urci direct, cum ești. Și una dintre ele, vizibil mult mai nasol, știi? Adică, gen, da, mergea 5 metri, stătea 3 minute, mai mergea, știi? Și am dat, zic, bă, zic, hai stai așa, hai că nu e în regulă, hai vedem care-i treaba, că ținem tot grupul, mă înțelegi? Da. Ești ok? Ești? Nu, că sunt bine, că nu știu ce... Bă, nu ești bine, că se vede că nu ești bine, adică... Da, știi? Jane și ce zice la un moment dat? Zice, auzi, dar... Faptul că eu am doar un plămân funcțional, crezi că influențează cu ceva toată treaba asta? Da. Și eu zic, nu, mă, n-are nicio treabă, ce treabă să are? Mamă, zic, dar îi dau un piolet în cap. Ma. Știi? Dar zic, bă, stai mai aici odată, cum adică? Păi da, că la mine plămânul stâng, whatever, e doar 20% capacitate, că nu știu ce zic. Păi stai, mă, zic, și acum spui, dar cu 2 săptămâni când am vorbit, la asta mă refeream când ziceam de o problemă specială, nu că mi s-a dus unghia, mi s-a dat. Știi? Da. E genul, există și genul ăsta de oameni, știi? Genul ăsta de oameni pentru care sunt atât de motivați de ceva încât trec peste toate, da. Și nu mai consideră o problemă faptul că are 20% capacitate. Sunt capabili să-și pună în pericol propria viață doar ca să ajungă pe sărăcia aia de vârf. De atunci ai mai mers cu așa mult? De atunci că spui în pericol propria viață, e alegerea ta. Dar mai ai niște cetățeni pe lângă tine care știi. N-ai mai mers niciodată de atunci cu 8 în cârcă, nu? Sau mai mers? Nu, mai a fost ultima dată, știi? Și atunci am înțeles eu, de-aia zic, stai mă, că de-aia se uită euro la mine așa. Ce fac eu acum, zic? Că sunt cu 8 și una te scoboare. Ce fac? Cum fac? De aia... Știi? Da. Și... Bă, și de atunci a început, de acolo a început, știi? Eu i-am zis, bă, nu, zic, te duc până pe vârf, te tărăsc până pe vârf, că de acolo mai aveam gen 2 ore în condiții normale, cu ea mai făceam, nu știu, 3 ore jumate, 4, prognoza era ok, bă, zic, te duc până pe vârf, dar la întoarcere, cred că mărim amândoi, că nu o să mai fi în stare să te ții pe picioare și are, ruta aia are niște porțiuni unde le mai zic eu la ăștia, niște creste așa, știi, gen așa și mergi pe aia așa, știi, da. Și aici e Franța, aici e Italia. Și le mai zic la ăștia, le mai ziceam, bă, dacă picați, hai să picăm în Franța, că salvarea cu elicopterul e moca. În Italia e pe bani. Știi? Ma. Și am zis, bă, zic, gata. Zic, până aici, nu știu ce, știi? Și de acolo a început, știi că ea spunea, ți-a cu țin minte dialogul, habar n-ai tu ce hotărâtă sunt eu să ajung pe vârf. Lasă-mă că una spuneam, habar n-ai tu ce hotărâtă sunt eu să te aduc înapoi în viața acasă. Știi, da. Și cu jurături, cu boscorodești, și cu alea, mi-a făcut capul atâta până așa, știi, și da. Și în momentul ăla am zis never again. Corect. Da. Și în momentul ăla am început să merg 1 la 1. Am lansat eu un program frumos, că... eu pe vremea că mai făceam și comunicare. Păi mai făceam... Și ei cum te găsesc? Te caută cum? Costinmiu.com. Printre altele. Și te caut așa. Hai, noroc, bă, nu știi care e treaba, nu prea mă caută și nici nu-i prea caut. De regulă vin prin word of mouth. Știi? Și ăsta e cel mai mișto mod de a-ți căpăta adepții. Știi? Pentru că dacă te am pe tine în grup, e clar că suntem cumva pe aceeași filozofie de munte, pe același creier, aceleași glume proaste, bătrâni, bem suficient să nu ne facem de râs când ieșim de sub mese. Dacă tu mi-aduci, dacă tu zici, bă, am un prieten care ar vrea să meargă, șansele sunt foarte mari că așa ar să fie ok. Bun. Stop un pic. Ce înseamnă un prieten care vrea să meargă? Tu nu știi despre ăla multe. Îți garantez eu, îl iei tu la întrebări. Păi nu, că niciodată n-am să merg, nu știu, vrem să mergem pe, nu știu, mergem pe Elbrus. Sau mergem pe Kilimanjaro sau și îl mai aduc pe încă unul. Stai mă așa să-l văd și eu, să mergem pe aici, pe acelea, să vedem cum alea știi. Da. Contează enorm treaba asta. Dar faptul că vine recomandat de tine sau că tu îl consideri pe ăla ok, șansele să existe această potrivire sunt mult mai mari decât... Da, dacă l-ai... Am avut oameni care mi-au scris pe Facebook, da, văzând poze și astea, salut, vreau să merg și eu pe Matterhorn. Păi când vrei să mergi? Păi și era gen, nu știu, era iulie, știi? Era sfârșitul iulie. Păi vreau și eu, mă, când vrei? Păi nu știu, peste 2 săptămâni că am concediu. Păi nu merge așa, mai friend, că da, nu mergem să murim acolo și niciun caz pe astea, știi? Păi munțișorii ăștia mai mici, în ghilimele, mai mici comparativ cu Everest și ținând cont că ce se întâmplă acolo. Îți trebuie autorizație? Cum? Te duci cum vrei tu? Adică bă, depinde, spre exemplu adică în Alpi, vreau și eu să merg pe Mont Blanc, pot așa urcând? În Alpi poți te duci, poți să te duci de cap tău. Da mă Costine, sunt pregătit, gata. Nu, așa, poți să te duci și fără ghid. Deci, dacă ești, și mulți care merg, da. Nu te costă, nu ai permise de vârf, de plătit, te costă să ai rezervări, să faci rezervări la refugii, la cabane și alea. Poți să te duci, poți să ți-e ghid sau poți să nu ți-e ghid, nu te întreabă de sănătate. Da? Bun. Pe astea la alte măricele, pe Kilimanjaro, pe Aconcagua. Gen pe Chili, spre exemplu, pe Chili nu doar că ai o taxă de vârf, dar pe Chili ești obligat să lucrezi cu o agenție locală. Dacă te duci te duci tu. Da, da. Și atunci nu poți să duci singur pe Kilimanjaro. Deci, adică, din punct de vedere tehnic, ai putea să te duci, nu e nicio problemă, n-are nimic, n-ai de unde să cazi, decât dacă ți-ai tot din adinsul. Dar, da, exact, dacă vezi, te urci pe... Da. Te uiți pe WC-ul, că alea și altfel ajung acolo? Altfel ești obligat și tu ca turist de sine stătător și eu ca ghid care merg cu un grup, sunt obligat să lucrez cu o agenție locală. Ceea ce mi se pare normal. Oamenii își protejează, da, da, își protejează industria locală, știi? Pentru că din altceva nu prea au din ce face bani. Știi? Am înțeles. Așa, până și pe Everest. Pe Everest... poți să te duci iarăși, poți să te duci de capul tău. Da, dar e mai sigur să... Plătești tot tax, plătești taxa de vârf, acolo există taxa de vârf, care în moment, acum e 11.000 și din sezonul viitor parcă se face 15. Dar poți să te duci și dacă te ține, da? Poți să te duci ca Horia. Poți să te duci fără... Intenția lor e să reducă numărul? Nu, adică dacă mă întreb pe mine, da, declarativ asta e. Nu o să se întâmple asta în niciun caz. Dar nici nu depășesc numărul, nu? Sau nici nu se poate, sau cum? Adică exact cum, parcă spuneai tu la început. Iarăși, și Nepalul este una dintre cele mai sărace țări din lume. Merg acolo de, am fost de, nu știu, 15 ori. Să te apuci tu de acelea de acasă din confort, nu zic din Germania sau din state, zic chiar din România, știi? Să începi să faci cu de-astea cu bă, dar e prea multă lume acolo, mă, și ar trebui să mai tăiați dracu din ele, știi? Dar este, din poze și din asta, cel puțin pe vârf, e un... Dar, repet, este una dintre cele mai sărace țări din lume. Da, turismul este unul dintre puținele domenii din care fac bani. Da, da, da. Repet, aveam mintit că Dragomir o vorbă, știi cum e, e ușor să dai 10 la curul altuia, știi? Una dintre vorbele mitică. Așa și cu ăștia. E ușor să le zici de aici, bă, dar mai tăiați, bă, din ele, știi? Și el ce a venit în coastă. Dar, pe de altă parte, ei, odată că din asta fac niște bănuți, doi, sunt agențiile occidentale, guess what? Care fac bani mulți acolo, mult mai mulți bani decât statul nepalez. Așa că asta e o poveste, că nimeni n-are niciun interes să scadă numărul clienților de acolo. Pe hârtie așa dă bine pentru... Pe hârtie, fix zile trecute citeam comunicat de la Ministerul Turismului din Nepal, nu știu ce, să crește așa ca să scadă numărul. Nu o să crească, mă, nu o să scadă niciun număr. Dacă ăla vrea să ducă, mai pune 3.000 în plus sau exact. Cât mai trebuie, 4.000. Cine dă 50.000 ca să meargă pe Everest, și mărește la 55, exact. Știi? O luăm un pic așa ușor, ușor, ca oamenii să înțeleagă. Hai să vedem, în România avem probleme? Urcăm pe toți munții fără probleme? Vorbesc de unii care sunt pricepuți. E ceva ce aici în țară pune probleme? Moldoveanu, de exemplu. Poți să mori în multiple locuri. Știu. Nu, dar vorbim aici de niște tip profi, adică nu eu, care vreau mâine mă duc în cumpăr în Decathlon niște aia și gata, sunt montaniard. Hai să nu o luăm raza. Din fericire, niște oameni care au urcat pe munte. Din fericire, eu văd în ultimii ani buni din ce în ce mai multă lume. Uite-te la pozele de pe Facebook la niște oameni pe care tu-i cunoști. Ai făcut o atingere. Bine, eu dacă odată că nu prea mai stau pe Facebook, că m-am cam săturat. Doi, la mine în bulă, dacă te uiți la mine în Facebook, zici că ai zice că 95% din români merg pe munte, că aia sunt la mine corect. În bulă. Așa. Dar la mine nu sunt așa. Și unul la... Nu, eu îi văd pe munte, eu îi văd. 20 de poze sunt la Moldoveanu zâmbind. Băi, Moldoveanu. Eu îi văd pe munte, eu îi văd nu din social media. E bine asta? Da. Bă, da, e bine și... Doamne, domnițe, și bărbați, e normal. Că... Și dacă mă întreb pe mine, e normal să-i vezi pe ea în tenis? E normal să le vezi pe alea cu buchețelele de flori de colț? E normal? E firesc, cumva. Pentru că românii n-au... România n-are o cultură a muntelui. Bun, dar nu sunăm după aia de uite-te puțin ce spun oamenii de la Salvamont. Aia nu știe, știi? Eu în 2000... Când dracu, acum... nu mai știu, 4-5 ani, cred. M-am apucat și am avut Discovery Channel, a avut o campanie Don't Stop Wondering. Și au fost doi endorseri. Eu și cu Paul Dicu, un alt dobitoc. Da, iartă-ne, Paul. El, da. Iartă-ne, Paul. Da. El a zis. Da, el crede. Da. Îi văd în privire. Mi-a făcut așa. Când a zis, a făcut așa. Da. Și eu atunci am făcut o campanie care se cheamă Learn How to Mountain. Găsiți în videouri de educație montană, sunt la mine pe YouTube, pe Costin Miu, ce coincidență. Cine ar fi crezut? Așa. Bă, și tocmai de la ideea asta am pornit, știi? Bă, e ușor să-i faci pe aia pantofari, e ușor să o faci pe aia idiotă că ai văzut-o cu buchețelul de garofiță de Pietrei Craiului, știi? Mă, dar o fac din neștiință, frate. Deci, repet, nu suntem Franța, nu suntem Italia, nu suntem Austria, Germania. Deci e bine și că eu urc cu telecabina până la Babele și o iau de-a picioarele până la Sfinxul și după aia mă duc și până la Cruce. Dar mă duc în shorts. Am urc să cer cu două banane și o sticlă de apă. Că nu te-a pus să faci echipat așa, să te duci pe văi de abrupt, să te care salvamontul. Țin aia cărăruia, ajung acolo, fac o poză, mănânc o banană, beau o sticlă de apă, iau unde răt. Uită-te puțin în prognoză, vezi ce prognoza aia. Corect. Că dacă îți dă furtună, stai acasă. Vezi temperatura, ia-ți apă cu tine să nu rămâi deshidratat pe acolo. Telefonul ăla să-l ai cât de cât încărcat. Telefonul ăla să-l ai încărcat. Ia și tu o șapcă pe cap să nu te bată soarele. Normele adică astea civilizate. Bun simț, exact, de bun simț, așa și este. Că și dacă pleci la mare. Bă, dacă pleci, mă, tot îți ții cu tine o minim de trusă medicală. Da, da. Că bagi părul fier și... Bun, în România există ceva ce ți-a mâncat viața? Să te lupți cu el? Ca munte. Niște câini de la stână. Pe Făgăraș acum vreo 20 de ani. Mai am 30 de ani. 20 de ani, da. Da, acum râdem, glumim, dar sunt una dintre marile probleme. Câinii de stână. Știi? Da? Da. Vorbim de ciobănește ea mari, uriași sau ăia? Păi ăia, știi. Eu n-am avut până acum probleme cu ursul. Am întâlnit cu ursul de nenumărate ori și... Am fiecare pe calea lui. Te și știe, mă. Dacă de la, exact, m-au și văzut de multe. Ce n-ai, ăsta-i băiatul. Și să vorbesc între ei, că ăștia vorbesc între ei, știi? Da, cu câinii de stână era, da, adică da. M-am făcut până mare, știi? Deci eu umblu cu spray de urs după mine. Apropo, există și spray, știi că toată lumea cu ei pe panică, cu ursul, cu alea. Băi, există și spray, e 200 și ceva de lei. Așa? Și e un spray cu piper. Dacă are spre deosebire de căcaturile alea mici. Că și fuge ursul așa, când dai tu cu spray-ul ăla? Da, astea de urs bat 8-10 metri. Știi? Bun. Da. Eu pe alea le-am folosit numai la câini de stână, niciodată la urs. Deci de-aia zic, apropo. Dar câinile de stână vine și la om? Bă, câinile de stână știi care-i treaba? El, iarăși, știi, trebuie să-l înțelegi, trebuie să fii în psihologia câinile de stână. El își protejează aria. Da. Asta face, practic, știi? Dacă i s-a părut lui că a intrat în aria lui de interes, începe să... Așa, dacă te prinde, cum a prins pe mine, pe creasta Făgărașilor la 6 dimineața de unul singur, și stâna la 2 km mai jos. Și asta e adevărat. Cine m-a pus? Exact. Pe munte nu prea se urcă singur, nu? Da. Se urcă singur? Da, nici eu nu-s de... Adică între solitar și... Da, atunci a fost o situație de genul că noi eram 4. Făcusem care asta Făgărașului așa și eu în ziua aia a trebuit să cobor. Aveam un eveniment în familie și a trebuit să cobor. Ăștia au mai continuat. Eu de-aia am plecat. Altfel nici eu nu-s de... motivat cum ar veni. Da, nici eu nu-s de... Deci în România nu avem probleme. Bă, probleme, repet, probleme apar în momentul în care nu faci ce trebuie să faci. Dacă faci ce trebuie să faci... Eu am un principiu, respectă muntele și el te va ține în viață. Frumos. Nepregătit urci pe Moldoveanu? Cei care ne urmăresc acum... Cei care nepregătit? Păi nepregătit însemnând... Condiție fizică îți trebuie, clar. Dar fără să ai mari cunoștințe de montaniar. Adică, băi, am înțeles, nu trebuie să calc stânga. În principiu, pe orice traseu marcat din munții ăștia pe aici, prea ai cum să te rătăcești. El se face dintr-o bucată? Păi depinde de trasee. Am înțeles. Trasee, da. Variantele cele mai scurte de a ajunge pe Moldoveanu, da, le faci într-o zi. E șmecherie? Acolo și-a sus? Vorbim de Moldoveanu. Acum dacă mă întreb pe mine, eu să-ți spun că nu mai la e. La tine e defect profesional, lasă asta. Da. Nu, e mișto adică senzația. Adică să prinzi o zi ca lumea, senină, cu soare. E mișto senzația, e mișto, în primul rând că e senzația aia de ca în orice proiect pe care l-ai dus bine la capăt. Știi, bă, mi-a ieșit. Nu înțeles. Știi cum e? Și când te joci pe calculator, da, și când ai un print, acolo cu atât mai mult cu cât ai tras de tine, știi că ai trecut dincolo de ce erai obișnuit, ți-ai depășit limitele, cum se spune pe Instagram la fetele cu buzițe. Așa. Ai fost cea mai bună versiunea ta, asta e. Da. Asta e. Asta e faci. Da. Da, e sentimentul mișto. Ce să? Sentimentul mișto. Eu am ajuns după atâția ani, am ajuns să mă hrănesc din satisfacția lor. Ce mișto. Știi? Bă, e foarte mișto. Eu am fost pe, nu știu, am fost pe Mont Blanc de 25 de ori. Pe așa. Pe vârf de, cred că de 14 sau de 15 ori. Și m-au întrebat oamenii, știi, și a fost pe bune, nu ca aia care, știi, când n-au nimic, când vor spune ceva și zic așa. Pentru că m-ați întrebat, nu te întrebam nimeni. Dacă tot m-ați întrebat, dacă tot insistați, stai ușor că... Și aia nu te întrebat nimeni, te bagi în seama. Da. Oamenii m-au întrebat, bă, nu te-ai plictisit? Știi? Și am zis, bă, nu m-am plictisit, și de ce? Pentru că de fiecare dată îl urc cu altcineva. Și de fapt aia e provocarea, nu muntele. Pentru că muntele, ok, muntele e... Nu hiperbolizând, că nu e hiperbolă. Mergând chiar așa în paralel, e fix ca un învățător sau ca un profesor. Pentru că da, iei pe ăla, ai grijă de copilaș, da? Să știi că în momentul când ajuți să dobândească ceva ce și-a dorit foarte mult. Experiența aia cu grupul vieții, cu grupul vieții, știi, am zis, bă, nu așa. Deci clar nu așa. Și pentru că venisem cu background-ul meu de PR comunicare, mai știam să mai împachetez un produs, să-l fac să aibă ce trebuie, știi? M-am gândit, mă, cum vreau eu să fac ghidăria asta? Ce vreau eu de la că mai sunt ghizi. Și bine, da. Că mai sunt ghizi. Mai venit și eu, al 14-lea, Gigi Marga. Știi? Bă, hai să fac altceva. Bun. Și fix la asta m-a dus capul. Bă, vreau să iau pe oamenii ăia de la 0 sau aproape 0, știi? Dar la tine e una dintre cele mai complicate, că am spus noi, indiferent de domeniul de activitate. Bun, eu nu știu să not, vreau să not, mă iau unul, mă duce într-un bazin de 1,40 m, mă învață într-o lună, indiferent că sunt bordură. Da. Da? La fotbal la fel, îți trebuie puțin, așa stă unul de capul tău, ții picorele. La tine nu e chiar așa de simplu. Nu e simplu pentru adică, bă, eu visul meu, vorba ta e să cuceresc Mont Blanc. Bă, stai, că nu e ca la tenis, dacă ai puțin talent și să ține unul de tine, o nimerești. Ok, n-ajungi. Aoleu, e greu, frățioare. Da, da, nu e mai greu. Adică sunt foarte puține discipline, cred că mai grele decât astea. Sau periculoase, nu știu cum să le spun, pentru mai că... Mai degrabă periculoase decât grele. Cu toții am vrea să urcăm pe... Pentru că până la urmă știi cum e. Mă, mergi. Știi ce zic? Adică pe munte. Mergi la stânga, ai 80-800 de metri gaură. Bun, aia vine... Adică la not n-am simțit așa, mă fug cu picioarele pe bazin. Aia vine din experiență. Cu asta o capeți zi. Da, aici, din privința ta, am stabilit clar că omul ăla trebuie să aibă cât de cât experiență. Nu vine așa oricine la tine. Băi, Costine, vreau mâine să urc. N-ai experiență, n-am. Bine, mai că mergem. E clar că... S-a lansat programul ăla, s-a chemat Mont Blanc Challenge. Știi? Bă, și mi-au venit... Și au venit, a fost mișto marketat, mișto promovat. Aveam campania cu Discovery atunci, am avut un interviu pe Hot News. Bun, lumea a aflat. Și de acolo, bă, și mi-au venit tot felul de oameni, știi, care n-aveau legătură cu muntele sau nu cu urcatul. Unii mai alergau, unii foarte mai... tare asta, da. Da. Deci aveau unii fuseseră oameni, erau oameni de 45 plus sau 50. Care fuseseră ei, fix ca mine, care merseseră ei în copilărie și în liceu și așa, și le-a plăcut foarte tare, dar după aia n-au mai mers, că alcool, că, știi? A fost mai greu un pic. Da, și au zis, bă, ce mișto, uite că vreau să aștept. Da, bă, și s-a făcut un grup atât de mișto, știi? Pentru că, repet, erau oameni din... peste medie, cam din toate puterile de vedere, și educație, și cariere, și financiar, și ca aspirații, ca filozofie de viață, știi? Pe care am pregătit gen 6 luni și după aia am mers frumos câte 1 la 1. Am înțeles. Îi duci și pe Moldoveanu, adică vin și cer și Moldoveanu sau discutăm doar de afară? Nu, păi pregătirea, știi cum e, pregătirea pentru Kilimanjaro, nu poți să faci pe Kilimanjaro, da, că e cam scump, știi? Tot aici trebuie să o faci. Iartă-mă un pic, în mintea mea, da, încă nu e făcut despărțământul ăsta de alpinist și de ghid. Noi vorbim, cu mici excepții, că ne-ai povestit, și de bucăți în care urcăm ca în filme pe munte, sau noi aici mergem doar pe niște cărări nu amenajate? Stai, eu zic pe asta, urcatul ca în filme. Da. Eram la un moment dat pe Mont Blanc și ne întâlnim, eram eu cu un client, și ne întâlnim, frate, cu un grup. Băi, erau zicea că din Las Fierbinți. Erau o expediție din Brad, din orașul Brad. Să trăiți, domn primar. Cu așa, erau primarul din Brad, un polițist din Brad, Nea Vasile, parcă proprietarul unei carmangerii sau ceva de genul. Băi, cu nepotul lui Nea Vasile și ei cu un cetățean și care veniseră, bă, erau delicioși, bă, atât de mișto erau, n-aveau nicio treabă cu muntele, fuseră pe aici, așa, la altitudine, niciunul așa, bă. Aveau rău de înălțime. Cert e că după amiaza pe la 5, cred că se făcuse. Deci primarul plecase către vârf pe la 1 noaptea. Noaptea precedentă. Da. La 5 după amiaza, el încă nu se întorsese. Și eu am zis, eu, repet, care nu era, era răspunderea mea să am grijă de ei, că nu erau un răspund, nu erau pe semnătura mea, știi? Dar am zis, bă, mâncați așa, nu pot să-l las pe ăla, mă duc să văd ce se întâmplă, știi? Adică toată lumea care fusese pe vârf s-a întorsese de mult. Adică dormisem, băusem, ne trezisem din băutură și din somn. Domn primar era 5 ceva după amiaza, știi? Și bă zic, mă duc să văd, mă duc, m-am dus, m-am echipat, mi-am luat coarda așa și am plecat la refugiu, am plecat în sus, știi, da. Și văd, se vede așa, știi, că e... O cameră de luat vedere era minunată, a fost minunată. Așa, știi, cu un punct, că a zis, mă, dă Doamne să fie domn primar, știi. Și mai merg, mă apropii de el și domn primar era. Mișca. Domn primar era, venea, era zen, frumos. Și unde stătuse până atunci? Și... Păi ăla fusese ritmul lui, ce vrei, știi? Păi și apropo de ca în filme, știi? Și ești pe ghețar acolo, pe ghețar e regulă, legat. Deci nu mergi singur pe ghețar așa, știi? Că ghețarul ăla îl pare plat, dar până el pe acolo sunt crevase, tot felul de crevase care se acoperite de poduri de zăpadă, nu știi când cedează. Da. Știi? Teoretic, poteca, dacă stai pe potecă, teoretic e safe. Dar am văzut niște desfăcături de crevase de a căzut o jumătate de versant, știi? Și eu când am dat coarda de pe mine frumos, m-am dus, zic, da, stai așa, vin încoace, dă rucsacul. Eu am luat rucsacul, nici nu vrei să știi cât era rucsacul lui, 3 țări, deci cred că avea 10 kg rucsacul, știi? Da. În condițiile în care tu pleci de la refugiu cu 3 batoane, un termos cu ceai, niște mănuși de rezervă, frontală, nu știu, trebuie să avea rucsacul 4 kg, 5 kg, cu totul. Știi? Al domn primar, cred că avea 10, bă, puțin, da. Cât din am luat, zic, ce ai 3 țări în el? Păi zice, ce să am? Palincă și slană. Mi se pare normal, de ce te întreb? Da? Da. Frățioare, și desfac coarda, aleg, știi, ca să zic, să continuăm. Bucata aia, zic, cât e așa, nu contează cât de safe pare. Repet, nu contează cât de safe pare. Da. În momentul în care domn primar a zis, no, mergem așa, ca în filme. Păi da, trebuie și eu, știi, băi. Da, frate. Băi, ninja e ca în filme, știi? Vezi, băi, ninja că nu-i ca în filme? Da. Și așa cu ca în filme. Da, face și avem și bucăți mai grele. Da. Bun, deci de aia trebuie oameni. Dar iarăși, depinde pentru ce te... Pe mine nu trebuie neapărat să te pregătești pentru ceva ca să urci chestia aia. Majoritatea le urcă de plăcere și... N-am ceva în cap ca alpinist. Ca om care vrea să suie, n-am ceva în cap și atunci începem cu Moldoveanu, să zicem aici, dar mă duci pe Mont Blanc și pașii următori care sunt? Adică nu am ceva să vin să-ți spun direct la tine, Costine, vreau Aconcagua. Bă, de regulă sunt oameni care vin și știu ce vor. Aha, direct vin și cer. Dacă, da. Nu umblăm cu aș merge și eu pe munte. Pe de altă parte, am un grup destul de constant de ani de zile, știi? Și cărora le propun eu. Am înțeles. Le propun eu destinații. Și tu te știi cu toți băieții ăia după acolo? Fac în așa fel, da. Bun. Da, mă știu cu ei pentru că, nu știu, cu ea din Nepal lucrez de 11 ani. Să uită ciudat că ești din România sau acolo n-are nicio legătură? Nu, cinstit. Nu. N-au treabă că stai român. Nu, din contră, să știi că le... nu prea legătură naționalitatea. Nu, știi cum e în alte sporturi a venit românul, mă. Acolo se mai simte în alte... Știi unde se simte asta? Și nu are legătură neapărat cu românii. Ce mișto e masa asta. Să simte. Da. Intră. Fag. Ca mai în banc. Ai de fag. Se simte asta, se simte în Alpi. Dar nu neapărat că are treabă cu românii. Are treabă cu aia care merg câte 7-8, știi? Dar nu-ți spun nimic, nu ce doar pentru că se uită urât la tine și te simți așa. Pentru că de regulă vezi, poți să faci diferența între ghizii occidentali, ghizii așa, și ghizii din est. Români, polonezi, ruși, ucrainieni. Am stabilit că acolo poate urca oricine. Da, deci îi găsești pe toți. Acolo poate, da, poate urca oricine. Se vede diferența asta? Se sesizează miliția? Repet, se sesizează pentru că fix ce ziceam mai devreme. Da? Îi vezi pe aia lucrând 1 la 1, 1 la 2. Și vii pe, care apare un grup 7 inși legați într-o coardă, 8 inși legați într-o coardă. La recordul a fost 12. Erau niște turci. Ma. Erau 12. Și legați așa, erau legați la 2 metri unul de altul, știi? Deci dacă, Doamne ferește, se făcea vreo crevasă ceva, se duceau toți. Să trageau, știi? Da, că ea ultimii trăgeau. Da, ce să, n-ai timp, n-ai timp, știi? Adică n-ai timp să, că ai ideea să ai, când ești legat pe ghețar, ai niște metri de coardă între tine, astfel încât dacă ăla din fața ta cade, tu să ai timp. Și tu ce faci? Te trântești. Asta ai timp de-a lungul alunecării să încerci să te oprești. Da, pui picioarele, pui călcâiele. Dacă 2 metri, n-ai ce să poți deci să erau, dacă pica... Erau, nu faceți ca ei, cap-coadă. Dacă pica unul, se făcea ca dominou. Toți îi găsea grămadă în groapa acolo. Știi, da. Două întrebări scurte. Ai avut vreodată teamă? Tu personal și după aia? Da? Când ți-a fost cel mai... Pe munte, dacă nu conștientizezi, clar. Da, dacă nu ți-e frică, ai o problemă. Adică a fost un moment, Costine, când ai zis, bă, nu mai scap? Tu? Da. Mai îl ții minte? Adică, îl ții minte. O să vedem o poză. Da? Da, am luat o mare căzătură pe aici, la noi. Pe Valea Bucșoiului. Apropo de ce ziceam mai devreme, cu dacă respecti munțele, te ține în viață, știi? Atunci am fost ușor arogant. Și la modul că urcam printr-o... Era un horn așa, destul de înclinat, cu zăpadă, știi? Și pe ceilalți am pus, bă, zi, puneți-vă colțarii. Puneți-vă colțarii, că nu prea mai merge fără. Și eu am zis, la mine merge, mă, fără, că nu merg unul că fără, știi? Și n-a mers. Mamă. Și am luat-o la vale, până hornul ăla așa, vreo 50-60 de metri. Oh. Da, și atunci, în secundele alea când te bagă gen la mașina de spate, ca la raliuri. Da, ești la centrifugă. Când te bagă la centrifugă și vezi cer stâncă, zăpadă, cer stâncă, zăpadă, cer stâncă, zăpadă și începi să simți lovituri pe colo. Mama, așa ai coborât, da? Da, în secundele alea te gândești că this is it. S-a terminat. S-a terminat, știi, da. Și vis-a-vis de clienți, ai avut vreodată problema asta? Da, și e mai nasol decât când îți întâmplă. Că nu ești tu și nu prea poți să faci mare lucru. Da. Sau poți, dar... Da, am avut un eveniment acum, cred că 3 ani, 2 sau 3 ani, nu știu. Pe vremea, până în octombrie, de fapt. Când eram cu niște clienți și prieteni și coboram de pe acele Morarului, am auzit de asta. Din Bucegi, da. Și am auzit de asta în sensul că voi aveți lumea voastră. Da. Și coboram pe o retragere pe unde mai coborusem de 20 de ori cu 30 de inși până atunci, știi? Și data asta unul a alunecat, era o față ierbată cu iarbă. Știi? Unul a alunecat, ăla altul a încercat să-l țină, să-l prindă și s-au dus amândoi. Din fericire se putea să termine tragic. Stai că mai speria când s-au dus amândoi. Și s-au dus în jos pe... Dar nu în jos de tot. Da, nu, putea să fie nasoală. Am înțeles. Putea să fie nasoală, știi, da. Bine, cei care ne privesc acum o să spună, stai mă, ăla încearcă să scoată tragismul din asta, adică eu să trag de la tine să scop, pentru că și la fotbal, Doamne ferește, îți face unul fractură de tibie și peroneu, știi? Da. Nu trebuie să te duci la acele Morarului. Da, și... Și a fost foarte nasol. Unde se place cel mai mult? Pentru mine a fost... Da? Urât? A fost nasol. Adică am simțit-o... Chiar dacă probabil că n-am aruncat, că m-a arătat-o sau nu, dar m-a afectat. Când ai văzut că se opresc, atunci e, nu? Cel mai... Adică... Nu, că nici nu am văzut că se opresc. Că la un moment dat panta aia, așa, la un moment dat are o rupere de pantă și după aia continuă mai și nu vezi, știi? Și ai zis gata, unsă. Și... Nu, eu vorbesc de... Da, o să opresc ei. Vorbesc de lunile după aia. Da. De lunile după aia, știi? Când... A recuperat sau... Nu, eu vorbesc de influența mea, asupra mentalului meu, asupra... Unde îți place cel mai mult? Bine, ai zis de 25 de ori pe Mont Blanc, deci, dar dacă ar fi... Nu neapărat, nu. Există asta, am un munte drag, am un vârf, nu știu. E greu. E greu pentru că toate sunt mișto, toate vin cu provocările lor. Accept, exact, asta e provocarea, e cuvântul, accept și nebunii, domnule, la vine și spune, domnule, clientul, Costine, mă pricep, dar vreau să mă duci pe nu știu care, niciunul din astea pe care ai fost tu. Faci nebunia, nu știu ce înseamnă, habar n-am, nu știu, munte din Spania, habar n-am. Nu pot să zic acum, nu pot să spun acum da sau nu, pentru că depinde de om, că dacă omul e foarte mișto... Adică n-avem numai trasee de-astea bătătorite. Da. Vreau o nebunie. Ce zici, da. Sau nu neapărat vreau o nebunie. Omul ce, ba, mai fost. De două ori colo, de două ori colo. Am fost și Kilimanjaro, vorba ta, și Aconcagua. Da. N-am față de Everest. Da. N-aș mai merge tot pe astea. Mergem, nu știu, în Alaska, pe McKinley sau care e acolo în Alaska sau unul, nu știu. Da, pe McKinley n-ai voie să ghidezi. Doar americani au voie. Poftim? În McKinley este singurul vârf. Da, este singurul... Nu vii tu cu șmecherii tăi din România. Nu. Nu. Eu mă prezint... Hai să mai spun ceva, că tot am vorbit de Alpi. Nu teoretic, și practic. Noi ghidăm ilegal în Alpi. Noi suntem... Noi însemnăm cine? Toți ghizii? Nu toți ghizii. Există o formare de ghizi, care se cheamă UIAGM, Uniunea Internațională a Agențiilor de Ghizi Montani. Bun. Din care fac parte niște țări. România face? România nu face parte. Bun. Ce spuneam, nu avem tradiția... Bun. Nu avem tradiția muntelui, a ghidării, cu atât mai puțin. Știi? Și sunt niveluri de... Deci în țările astea, Franța, Italia, Austria, Spania, Elveția... Deci sunt țările cu tradiție montană și cu așa. Într-adevăr, este o mare diferență între nivelul de școlarizare al ghizilor versus restul țărilor, știi? Ca să poți, că toată lumea acum zice că, băi, da, bă, dar stai, bă, că libera circulație a forței de muncă, că nu știu ce. Păi, libera circulație, da, ești liber să practici o meserie într-o altă țară dacă îți echivalează studiile, da, mă înțelegiu, cu... Știi? Că noi avem așa ceva. Că ai făcut o medicină la Spiru Haret și vrei să te duci trauma chirurg la München, da. O să zic că ea, că ai neproblem, avem nevoie de oameni, dar hai să vedem. Nu știu dacă putem să-ți echivalăm. Da. Să vedem ce echivalăm. Noi avem școală de ghidărie? Vorba ta. Da, în România sunt școli de ghizi. Unele mai bune. Dar de ce nu putem să facem niciun efort să intrăm în Uniune? Asta întreb, nu știu. Adică cel puțin de 10-15 ani mișcarea asta a prins ca lumea în România. Sunt mai multe... Nu. Șansa ca român. Da. Ca ghid român. Ai făcut aici o școală de ghizi. Da. Bună, rea, cum ai făcut-o așa, ai o patalama la mână, ești ghid autorizat. Da, și ai niște noțiuni. Și poți să ghidezi la tine în România și până în alte țări care nu impun altceva. Bun. Poți să te duci să faci... Poți să te duci în Chamonix, să faci ENSA, Ecole Națională de Schi Alpinism, care este o facultate de ghizi. Și stai adică acolo... Durează vreo 5 ani. Poftim? Și nu vezi să știi cât costă. Știi? Ca să ești ghid, Nenicule? Băi, îți spun. Adică întreb acum, că nu... E alt film. Am înțeles. Știi? Și tocmai de-aia zic că oamenii ăia pe acolo, prin Alpi, nu se uită la tine urât că-și dau seama că tu nu ești ghid UIAGM. Ea se uită urât că te văd că ești legat cu 5 în coardă. Da. Știi? Da. Ceea ce îi face să se deducă că ori nu ești ghid deloc, nici UIAGM, nici de niciun fel, ori ești mare prost. Dar n-ar putea pe viitor să interzică treaba asta, domnule, care nu sunteți cu patalama asta la mână, nu intrați aici? Ca să evităm tot felul de probleme? Nu știu. Deci e momentul ăsta nu interesează. În afară de bun simț că se uită la tine că ești cu 5 copilași în loc de 1 sau 2? Cred că... Până la urmă știi cum e, atâta timp cât tu acolo, te duci acolo și nu-ți vinzi acolo serviciile ca ghid, astfel încât ăla să te ia de mână să zică ce faci, mă, te-am văzut recrutând niște cetățeni. Tu te-ai dus direct cu ei. Ești ghid? Păi da. Păi da, dă și mie legitimația, știi? Da. E greu să te ia unul de pe munte și să zică, bă, tu arăți ca un ghid. Dă-te jos. Sau ești continuă, ghid, știi? Da. Repet, toți anii ăștia ai mei acolo, senzația asta e că sunt ghizi români, prieteni foarte buni de-ai mei, câțiva dintre ei, care sunt ghizi UIAGM. E unul dintre ei, Cosmin Andron, care, cel care a luptat foarte tare să... am și înființat o EMGA, East European Mountain Guide Association. Da. El a făcut școlile. Care este asociație din UIAGM, cumva, știi? Și tu ca ghiz din țările România, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Cehia, țările de pace de până est, da, da. Ucraina, Rusia, Turcia, Grecia, am zis așa, care nu fac parte din UIAGM, din țările astea tu te poți afilia, te poți face școala cu acest IMG. Am înțeles. Știi? Astfel încât să fii un ghid recunoscut așa. Până... Dar nici măcar, repet, că ai zis de mechile, da? Deci în state... Nici măcar ghizii UIAGM care pot lucra teoretic. E închis tot doar pentru americani. Peste tot în lumea asta, inclusiv Everest, inclusiv nimic. Ai fost acolo? Unde? Pe McKinley? Adică sau... Nu. Mi-ar plăcea. Asta vreau să te întreb, e ceva diferit? Da. Se spune despre McKinley că poate să fie mai greu ca Everestul. Wow. Da, pentru că e foarte mult de muncă. Da? Da, acolo n-ai porter, acolo îți cari trasania de... Acolo nu există șerpași și... Trasania de 50 de kg după tine. Dar sunt destui nebuni care au... Noi că ce nebuni, bineînțeles, în ghilimele, care au fost pe acolo. Da, am prieteni care au fost pe acolo. Până ajungem la Everest, ne uităm pe niște poze, că am înțeles că n-ai venit cu mâna goală și după aia vorbim și despre Everest. Da. Hai să vedem. Ia să vedem niște pozuțe. Asta e prima mea tură în Everest Base Camp. Să ne iei încet așa, dar gândește că ai în față unul care nu o să pricepeți, niște oameni care... Prima mea tură în Everest Base Camp în 2013. Ăsta ce e aici? 13. Ăsta e un avion, frățioare. E un avion, este celebru avionul Kathmandu-Lukla. Dacă îl cauți, este considerat unul dintre cele mai periculoase zboruri din lume. Și e. Aici sunt românași toți? Majoritatea. Ăștia doi din spatele meu, stânga-dreapta, sunt doi argentinieni. Ăsta fix din spatele meu e Horacio Cunieti. E primul argentinian care a făcut toți cei trei poli ai Pământului. Polul Nord, Polul Sud și Everestul. Băi, băiatul. Da. Și cu care m-am întâlnit după aia în anul următor. Ne-am întâlnit pe Aconcagua. El care avea atunci recordul de Aconcagua, lucrase Aconcagua de, nu știu, 62 sau 63 de ori. Da. Poftim. Și ne-am întâlnit. Eu eram super... Eram fix în anul ăla când spunea că a trebuit să cobor pentru siguranța grupului, știi? Deși m-aș fi dus singur mai departe, dar am ales să cobor, știi? Și eram supărat, știi, da. Și m-am întâlnit cu el și, da, zice, cum, bă, zic, uite, așa, zice, Costine, tu știi cât eram coborât eu? Da, nu mai știu. Stai liniștit, ai făcut alegerea bună, oamenii sunt în regulă, vă puteți întoarce oricând. Și de aici unde îi duci sau unde ei? Ăsta zboară, sărăcia sa de avion, zboară de la... Asta e avionul, ăsta e tot. Are, nu știu, are 16 locuri. Zboară de la Kathmandu la Lukla. Deci orice expediție care merge pe Everest sau pe Loțe, că e aceeași tabără de bază, încep cu zborul ăsta. Am înțeles. Kathmandu Lukla. De la Lukla o iei pe piciorușe până la tabăra de bază Everestului, faci 10 zile până acolo. Dar în picioarele aia? Da, în picioarele aia. 10 zile? Da. Lasă-mă mică, dacă tenis cu piciorul. Păi da, da, bravo. Da. Fotbal cu... 10 zile, dar în picioarele. Până la tabăra... Păi e dus, l-am calculat odată, dus întors sunt 140 de kilometri. Da. Dus întors. Da, fără minge, fără... Și cu mingea. Da. Bun, hai să mai vedem. Da, nu faceți așa, nu. Așa nu, dați-vă cu creme. Dați-vă cu creme, dați-vă cu dăla pe bot. Cu mehlem de la de... Strugurel. Strugurel, frumos și cu cremă. Și așa e de urățel? Așa e, da, așa e. Deci nu scapă nimeni. Trebuie să fii suficient de idiot să ajungi așa. Da. Să lăsăm poza asta mai mult, să stea aici, să vedem. Da. Să mai, hai să ne mai uităm, că ne speriem un picut și... Asta e una dintre cele mici șosele din lume, frate. Deci asta coboară de la... E pe granița Argentina cu Chile. Granița dintre astea două e pe la... Una dintre ele, mă rog. E pe la... Pe la 3000 și ceva. Ia uitați-vă puțin. Cu mașina pe ele. Cu mașina mai cum e, că știi cum e. Da, eu am făcut-o cu o dată, de fapt, dus întors cu autobuzul. Și iarăși, cred că șoferul la volan el e destul de, adică, da, știi, da, când ești în autobuz pe partea e luată de șoferul, știi? Da. Și vezi și zici că pasta noia. Deci pasta noia ne ducem pe aia jos. Da. Ne ducem pe aia jos pe care n-avem cum să stăm, deci ne ducem până de suflet, gen până în Santiago de Chile. Așa de aici spui, mamă, ce frumusețe, dar vorba ta acolo când mergi pe la numai cele mai celebre șosele din lume. Hai să mai dăm, că mai pun puțin ambă, că aici ce avem? Aici avem o gaură de la un piolet. Păi vezi dacă ai avut piolet? Mare parte din buca mea stângă și coapsa. Da, asta e după căzătura aia de care ziceam mai devreme. Și cine te-a prins? Cineva? Sau cum ți-a ajuns pioletul în... Păi... Acum cu pioletul există două situații când urci. Poți să-l ai, prins de mână. Da, cu miș, știi? În ideea să nu-l pierzi. Și când te răstogolești nu mai știi ce se întâmplă. Că mâinile și ți se cazi, exact. A, deci e propriu piolet. Ăla gaură făcută de propriu piolet. Sănătos să fie. Da, adică... Da, oare de ce am cerut noi și poze? Glumim. Da, glumim. Da. Bun, hai să mai vedem. Uite, poze cu oameni mai... Uite pe Matterhorn, da. Stai cu un prieten foarte bun de-al meu, Cristi Buzoianu. Matterhornul ăsta pe unde e? E în Italia sau zic prostie? E pe granița Elveția cu Italia. Toată lumea știe de Matterhorn, mai puțin italienii care știu de Cervino. Asta, bun. Cervino. Da, și francezii care știu de Cervan. Cât avem aici, Costin, ca înălțimuț, da, așa? 4400. A, o joacă de copil. 5, parcă ceva de genul. Da, e al patrulea. Elbrusul ăsta, Caucazul, îl considerăm la noi? În Europa? Îl considerăm în Europa? Da, da, pentru că multă vreme a fost considerat Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Europa. După care și-au dat seama că, de fapt, Elbrusul e... Pe care l-a făcut o domniță româncă acum nu știu câți ani, mii de ani, zis, sute de ani pe Mont Blanc, sau cred că confund eu. O doamnă de-a noastră, doamna, mă rog. Cine mă? Zâna? Nu, lasă Zâna Kilimanjaro, Zâna, te rog frumos. Da. Bă, tot respectul pentru ea. Știi că vreau să... Dacă o inviți vreodată, e foarte mișto ca personaj așa. Dacă o inviți, să-ți povestească despre... Da? Da. Știi că eu stăiam apropo de Chili și de ea. Eram... cred că acum, în ianuarie. Eram pe Chili, știi? Și stăteam într-o noapte, n-aveam somn, nu prea dorm. La altitudine mai greu cu somnul. Și stai și mă gândeam noaptea așa, știi? Și mă zic, ce dracu, știi? Și m-am gândit, zic, nu mă apuc eu de nu fac, mă, un podcast despre cu munte. Da. Știi? Și mă luase excitarea așa și deja vedeam formatul, vedeam invitații, vedeam alea, vedeam povești, știi? Și până am ajuns la povești. Păi în momentul ăla mi-am dat seama că cele mai mișto povești nu pot fi povestite. Că sunt doar imorale, ori ilegale, știi? Adică... Am înțeles, da. Da. Bun, deci da, și Matterhornul e pe granița, pe așa, asta e, da, zic, un prieten al meu, Cristi. Bă, și știi cât de mișto e să... Și-a dorit foarte tare. Deci a fost unul dintre visurile lui să urce pe vârful ăsta, știi, da. Cu coarda asta ce facem? Te ții de, adică legi pe el? Sau ce faci cu coarda asta? Da, e coarda cu care te asiguri, cu care îți asiguri partenerul, cu care faci rapeluri. Păi da, dar ea nu e infinită, nu? Nu, are 50 de metri, spre exemplu. Ah, bun. Da, pleci cu coarda potrivită, ce zic. Am înțeles. Spre exemplu, pe Matterhorn ai nevoie de o coardă de 40 de metri. Și o care așa după tine? O cam care, da. Știi? Pentru că ai rapeluri de făcut, ai... Da, da. Da. Hai să mai vedem. Acest Matterhorn. Ăsta e? Ele, da. Și poza aia e acolo sus? Da. Hai, bă, las-o naibii. Da, da, da. Ăsta e muntele de pe... A, știi că ce interesant cu el acum, mai nou? Știi că el e muntele de pe Toblerone. Da. Ăsta e muntele de pe Toblerone. Da, Cervino. Da. Da. Ursulețul ăla. Ce ursuleț? Are un ursuleț jos. A, mă rog, da, povestea. Nu o să mai fie pe Toblerone. Știi că Toblerone mută fabrica. Serios? Nu o să mai fabrică în Elveția, o să facă în Slovenia sau Slovacia. Și pentru că nu-l mai fabrică la ei în țară, caută almund. Au scos, o să scoată. Serios? Nu știu dacă încă s-a scos, dacă s-a mutat fabrica. Păcat. Sau dar povestea e că scotă ăla pentru că, vezi, doamne, nu mai e suficient, nu mai e marca suficient de elvețiană. Da. O mică să păstreze calitatea. Dar păstrează muntele. Da, da. Nu, era așa ca fapt divers. Dar el nu e cu zăpăduță non-stop, nu? Păi uite, nu, e că odată că e vara. Asta e ca pe Everest cu fereste? Adică mergem nu, din, nu știu, nu, până în... Nu, nu, nu. Aici se urcă în sezonul de... Se urcă vara. De pe la 15... De pe la începutul lui iunie până pe la final de septembrie. More or less, da. Deci ăsta e faimosul... Dar la fel, îl poți prinde... Adică... Îl poți prinde cu zăpadă și mult mai jos decât acum. Eu l-am prins sus, pe coamă, zero zăpadă. Depinde de ce se întâmplă, știi? Asta e fața asta estică, aia dinspre tine. Pe aia au și schiat-o niște băieți. Da. Iar asta de aici e celebra faza nordică. Pe unde se urcă pe aici? Adică e pe partea altă de nu vedem? Nu, sau? Nu, nu. E pe... E pe coama asta, stai să arăt. E pe fix pe aici, pe coama din... Hai, lăsați, nu. Da, e foarte... Da, e simplu, adică... Da. Hai să mai dăm, avem și poze mai lumeți. Îl știu pe băiat. Băi, ăsta e un personaj, mă. Stai, ăsta este un spaniol. Da. Stai așa, care să chinuie și... N-a reușit. Are 80 și... Și a furat-o acum vreo lună, două și n-a putut. Sau poate anul ăsta oricum. Da, frate. Mamă, mă chineam și ziceam și cum îl cheamă. Îmi scapă și mie acum. Îi zice bunicul. Bă, deci moșiu s-a apucat, el s-a apucat să urce... La 60 de ani, la nu știu 50 și ceva. El s-a apucat de 8 iari, să urce pe vârfuri de peste 8.000, până la 50 ceva de ani. Știi? Și acum are 80 și... Da, s-a chinuit de vreo 3 ori, 4 ori. Mai are 2. Mai are 2 de urcat. Dar nu i-a ieșit mă anul ăsta. Pe Daulaghiri l-a încercat. Care am înțeles că e mai vagabond. Mai greu, mai rău, mai... Bă, urca vârfuri mult mai grele decât Daulaghiri. Băi, bunicul ăsta, dar cum îl cheamă, mă, pe bunicul? Ne-am întâlnit în Kathmandu. A doua limba ta maternă. Da, îl știu pe băiat că ei tot timpul. Hai, bunicule, cacureale și iar se desunflă. Da. Mamă, dar ce tărie. La un moment dat ce ai, dă-o, Doamne. Da, frate, deci repet, este pe Daulaghiri, a fost acum a 13 sau 14 ore, da. Și ne-am întâlnit în Kathmandu. Și nu potrivește, mă? Nu, n-a atins vârful, nu? Nu, nu se leagă. Păi să iau, știi că Daulaghiri era să-l omoare pe Horia anul trecut. Eu. Pe Horia și era cu Horia, cu Marius Gane și cu Peter Hammer. Și s-au dus, da, Marius e unul dintre cei 4 care au făcut Everest. Da, de aia mea. Cu fane tulpan, pisică, Anel pisică. Cu tulpan, da. Cu tulpan și mai combat. Nu? Un pic cu toți așa. Adică voi sunteți întregi la minte? Bă, de multe ori m-am întrebat. Nu întreb foarte serios. În primul rând, eu nu mă compar, nu sunt la același film cu ei. Da, aventurierul ăla care să... Eu sunt, repet, inclinația mea e către ghid, nu către alpinism. Mie îmi place să zic că proiectele mele sunt oamenii, nu vârfurile. Ți-a plăcut asta? Da, bun asta. Fii atent titlu, că ăsta rămâne titlu. Costin Miu, 2 puncte. Proiectele mele... Sunt oamenii, nu vârfurile. Georgica s-o ține minte, mă. Ține minte, Georgica. E bun, ai învățat tot undeva? Ține minte că, dacă uite, sun. Da, pentru sun și eu, da. Mă, cum ai zis? Da. Știi? Bună asta. Și asta da, zic. Trebuie să-i aduci înapoi în bune condițiuni, punct. Tu ești pilot, educator, șef în grădiniță. Din anumite puncte de vedere mi-e mai ușor decât lor, din anumite puncte de vedere mi-e mai greu. Bun, întrebare, dar fii sincer, vorba ta, trăiți ar familie. Doi vecini. Fii sincer. În momentul în care îți vine și îți spune că, domne, trebuie să coborâm din vari motive, ți-e ciudă că dacă ai fi fost singur mai aveai 1 oră și jumătate și erai în vârf? Adică te gândești vreodată ceva de genul, dar sincer, ceva de genul, ar fi fost bine să fiu alpinist, pentru că, uite, acum eu duceam. Pe Aconcagua atunci mi-a fost. Ăștia, hai jos. Pe Aconcagua atunci adică mi-a fost. Știi când îți e? Când ești pe un vârf pe care n-ai mai fost nici tu. Da. Și că știi că mai ai puțin. Știi? Că dacă te coboară de la 4.000... Pentru că de pe Elbrus, de pe Kilimanjaro, de pe Mont Blanc, de pe Matterhorn, de pe... Name it. N-am avut nici frumos cobor. Pentru că am fost acolo, știi? Da, hai domnule, coborâm și o mai rezolvăm noi peste... Nu mai e proiectul meu, nu mai e... Da. Eu nu sunt o miză. Am înțeles. Miza mea e omul ăla care e cu mine... Da, pe Aconcagua nu mai fusese și... Pe Aconcagua fusese cu un an înainte, cu 2 cretini de prieteni, cu Marius și cu Șoimarul. Da, vorbește frumos. Fusesem, da. Și ne-am întors, atunci ne-am îngropat în zăpadă. Atunci am văzut primul mor pe munte, știi? Nu e o întrebare de... Da, trebuie să te întrebi. Ai trecut pe lângă ei așa, înghețați? Păi ăla atunci era... Nici nu l-am văzut. Era un viscol atât de mare. Că noi am intrat, eram la 5500 la Nido de Condores. Și am auzit de asta. Și am intrat în... Da, e tabăra 2 de pe Aconcagua. Și era un cort al rangerilor, știi? Și am intrat la ea în cort să scăpăm de viscul ăla, că era, deci era ceva așa, știi? Și am intrat în cort și ăla, unul dintre cei doi rangeri, era unul Gonzalo, țin minte și acum că îl chema ca pe Iguain. Și era Gonzalo, avea niște bocanci, rămâna noi nouți, știi? Și Șoimarul l-a întrebat, zice, ați primit echipament? Și el zice, a, nu, să ai mortului. Știi? Și zic, care mort? Păi zice, nu l-ați văzut la ușă? Păi nu l-am văzut, bre, că nu mai vedeam, nu, da. Și abia când am ieșit, ne-am uitat să vedem cum ar veni. Ne-am uitat cu ochii. Ne-am uitat să confiscă bocancii? Nu se confiscă. Îi luaseră, probabil că au trimis acasă, la familie, la naștere. Da. Iar pe al doilea l-am văzut, a fost fix pe Matterhorn astă vară. Cu Cristi eram din poza de mai devreme. Se moare și la 4000 de metri? Băi. Nu întreb. Jolt Török. Jolt a murit în 1000 și ceva, 2000 era. Am murit la 2000 și un pic în Făgăraș. După ce a făcut premieră pe Pumorii, premieră pe Ciolațe, Nanga Parbat și ale. Hai să revenim la din astea mai lumești. Deci bunicul... Da, ăsta e mădă, un prieten foarte bun de-al meu, partener de-al meu, ghid. Aici avem în spate? În spate avem crucea de pe... Ăștia până Alpi au tot puncuri și pe vârfuri. Toate vârfurile azi pline, mai puțin Mont Blanc. Mont Blanc n-are nimic pe el. Și aici? Ăsta e Gros Glockner. E cel mai vârf din Austria. Asta l-am pierdut. Din Austria. Un foarte frumos. Da? Un munte foarte frumos. Bun, hai să mai vedem. Da, zic, ăștia pun cruci. Da. Foarte bisericoși. Da. Băi, băiatule. Ții minte când l-au scos pe Saddam, când l-au prins pe Saddam? Da. Și l-au scos din groapa aia? Da. Dar ce se întâmplase în sufletul tău? Dacă fratele tău în Alpi, și mi-am luat aparatul de făcut barbă și de alea, știi? Dar am uitat să-l încarc. Am uitat încărcătorul, pardon, știi? Și după 200 să vă pe munte pe acolo, bă, zic, hai să mă rașchetez, știi? Hop. Și am luat ăla și zic, da, n-am încă ăsta. Și zic, ce fac acum dacă îmi fac doar o jumătate de barbă și rămân fără baterie? Zic, asta așa mă pun la capăt. Da. Să dăm mai repede poza asta, că dacă mai văd potențialii clienți... Rezultatul a 2 luni și ceva de nebărie. Da. Că omul din imagine ar trebui să-i urce la 5000 și să-i dea jos. Hai să-l dăm mai repede. Poza, e bună. Deci m-am uitat, i-am zis Saddam că l-am scos din groapa aia, știi? Exact. Când era plin de năucă, așa, da, plin de praf, da, de praf de groapa aia. Năucă, da, așa, nu știa ce se petrece. Exact. Da. Dacă spunea și un bocanc american pe cap, da. Hai să dăm mai departe. Este un om foarte serios. Ia! Da. Asta una dintre cele mai mișto ture pe care le-am făcut eu vreodată, frățioare, în Norvegia, în Lofoten. Băi, tură pe schiuri. Tură de ski touring. Știi ce te care copilași ăștia? Ăștia care la sanie sau ce faci? No, tatăl ăsta era sus acolo. Erau doi, de fapt. Și tu ce înseamnă tură? Hap? Schi de tură, da. Urcat, urci pe schiuri. Ai, lăsați. Nu, da. Dar deci, bă, da, nu, tenis cu piciorul nu mai joacă, mă, nimeni. Băi, m-am reapucat de tenis. Tenis gen cu mâna. M-am reapucat după 12 ani. Mi-am să aminte cât de mult iubeam sportul ăsta. Table. Și cum să urci cu schiul? Păi urci, e chiar foarte mișto. Da. Pentru că, mă rog, sunt schiuri speciale, au pe talpă se aplică o piele de focă, îi zicem noi, foci, skins. Nu e piele de focă, ori fost piele de focă. Dar de ce e mămică? Știi? Și e foarte mișto, e unul de cele mișto sporturi. Da. Hai să trecem. Și ăsta e, iar ăla în spate, în verde, e Călinuț, un prieten foarte bun de-al meu, care a scos o vorbă celebră, care a rămas în folclorul grupului, care a zis, numai pe unde n-am fost, nu ne-am făcut de râs. Oh. E minunată. Da, e bună asta. Da. A zis boss. Sunt locuri în care nu v-ați făcut de râs? Da. Unde n-am fost încă. Adică, dar nu e târziu. Am înțeles. Da. Să simte când vine românul acolo? Da. Să simte. Da. Adică... E la orice masă, dacă te duci în orice cârciumă la care a fost cel puțin noi, în orice cârciumă, la lumea mânca la mese, la noi era nuntă. Așa, mămică, să nu lăsăm steagul jos. Era nuntă, tăiere de moți. În niciun loc pe pământul ăsta. Parastas, da, dansant. Brav. Da. Și a zis Călinuț... Bună vorba asta. Și asta merge de tip. Da. Numai unde n-am fost, Costin Miu, nu ne-am făcut. Ghid montan. Nu ne-am făcut. Nu, că nu e a mea, e al Călinuț. Nu pot să-mi o asum. Citând după Călinuț. Da. Celebru David Neacșu. Ia uite-l. Tataia David Neacșu. Trăiți. care acum e pe la, nu știu, ape calde, la pescuit, e mare pescar acum, e campion mondial la ștucă. Deci niciodată, bă, niciodată nu mi-a arătat, n-a venit toată să zică, să se laude cu ceva ce a făcut pe munte. Să vină să zică, bă, fii atent, să-mi arate o poză, bă, uite așa. Avem într-o zi cu o tabletă, bine, eu, însăși asocierea Neacșu cu tableta, eu m-am speriat. Eu nu mă bag cu el. Ceva e nasol. Am zis ceva e nasol. S-a întâmplat ceva. A venit să-mi arate o știre, mă știu, așa, unde era campion mondial la ștucă, mă. Cu aia era mândria lui, după ce a urcat, după ce a făcut atâtea, nu știu, are 30 ceva, lansează cartea acolo la sfârșitul septembrie. Dar chiar cel mai bazat al nostru care e, dumnealui, ca urcăciune, adică. Ca vârfuri, ca șmecherie. Bă, nu, e momentan Horia? E Horia. Horia e. Momentan e Horia. Dar Horia a avut o istorie și cu un spaniol de la salvat și până la... Da, cu Iñaki. La urmă, Iñaki Ochoa sau cum chema. L-a salvat până nu l-a salvat. Da, da, eu au fost parteneri foarte mult, foarte multă vreme. Au fost parteneri, în brațe? Nu i-a murit lui în brațe, i-a murit în brațe unuia care a murit și la câțiva ani, lui Uliștec. Elvețianu. A stat foarte mult, nu știu, cred că vreo 2 zile au stat în cort. Au stat cu Horia. Și avea edem sau ceva, nu? Sau Iñaki sau... Cu Horia au stat la 7.000 și n-au putut să-l coboare, n-a putut să... Nu. Bă, la 7.000 de metri... Dar l-au chemat pe Horia și l-au făcut, i-au dat premiul Asturia sau nu știu ce i-a dat acolo. La 7.000 de metri abia te cobori pe tine. În niciun caz nu poți să cobori pe altcineva care e necooperant. Adică dacă l-ai pe unul... Stai să o luăm încet, că în mintea mea sunt... Că e bezmetic, că deci am stabilit Ticu Lăcătușu, Neacșu și încă nebuni. Otilia Ciotău am vorbit noi, că este prima femeie din România care a cucerit Everestul. Prima româncă din România, dacă mai avea cetățenie, știi? Da, care lucrează la Banca Mondială, pe ăștia am rezolvat. Ăla bătrânul care e cel mai șmecher, Messner sau cum îl cheamă, mai trăiește? Reinhold Messner. Da. Messner are o poveste mișto, că cu câțiva ani și-a rumâna, el știe că el are un castel, în Italia, în Tirol acolo, știi? Și a vrut să urce, mă știu, a pierdut cheia sau n-avea cheia, nu știu, și a vrut să sară gardul și a căzut și a rumâna. El e primul care a doborât toți 14.000-arii. Da. Sau de ce el șmecher? Da. Unii cu oxigen, unii fără, nu știu ce. Bun. Da. Mai sunt ăia doi, Hillary și cu șerpașul Tenzing Norgay cu Everestul, bun. Mai avem unul, dar urcat de vreo 24 de ori șerpa, nu știu care. Cred că s-au făcut 26 între timp. Ăla. Șerpa... Da, Da, nu știm. Așa. Și un băiat care acum a făcut o nebunie și a rezolvat 14.000 în un nepalez de și film pe Netflix. Stai că îl bătu una. Îl bătu o norvegiancă. Pe ăla care s-a dus, a rezolvat și Everestul și Lot. Pe Nims îl bătu o norvegiancă cu... Care a făcut tot ce a făcut el în 6 luni și ceva, a făcut în, nu știu, 3 luni și ceva, 4 luni și ceva. Toți ăia... Da, dar eu nu, asta nu este. Nu rezonez cu genul ăsta de... Dar băiatul a rezolvat odată într-o zi și Everestul și Loțe sau care-i mai aproape acolo sau... Păi da, nu e singurul. Adică ăsta deja nu mai e un... Bine, el a avut și un cel să demonstreze că bă, șerpașii, nu știu ce, nu mai ne luați tot timpul, noi suntem de cărăușie, vrem să arătăm că putem și noi. Da, de câțiva ani. Știi că de când îți spun clar de când se întâmplă asta, de la cutremur. De la cutremur. Da, cam de la cutremur încoace a început așa o mișcare de hai să demonstrăm și noi. Da, pentru că au murit. Da. Au murit destul de mulți șerpași în ultimii ani acolo, știi? Și... Deci este o... Da, știi cum e? Acolo e o relație de o simbioză love and hate. Am înțeles. Nu prea pot niciunii fără ceilalți. Da. Mai avem o doamnă din Japonia care prin 74 sau ceva a cucerit Everestul, prima femeie. Probabil, o doamnă care s-a stins. Era din păcate. Da, așa. Și lumea, poate puțină lume știe, mai e un român, Adi Lază. Nu. Adi Lază care are spre 60. Nu, adică care e român, dar care stă în Canada. Așa. Și Adi care a început să urce pe 8.000-ari destul de recent, gen 2, 3, 4 ani, cred, și care are 10. Poftim? Cred că are 10. 10 8.000-ari? Cred că are 10, da. Adi Lază? Lază. E din Moldova, de undeva, de nu știu, Piatra Neamț, Bacău, nu știu. Român stabilit în Canada. N-am auzit, Canada, nu știu de ce să... mai e iarăși mai e un român, Marius Purice, care stă în Dubai și care tot așa în ultimii ani a băgat la greu. Știi? Bine, ei amândoi cu oxigen. Am înțeles. Oxigen suplimentar, cum o fac... Horia ai zis că nu. Horia fără. Adică șmecher de șmecher. Da. Da, și au rămas puțin, foarte puțin. Adică mi-ai zis că în lumea asta clar se face despărțământul, cum zic eu, ăia cu oxigen și ăia fără. E alt film. E alt film. Nenicule, 8848 fără oxigen și cu problemă cu nasm. Hai de la ajută. Hai să mai vedem foarte tare. Știi? Da, și de-aia zic, Neacșu, la sfârșitul septembrie lansează carte. Trebuie să fie într-un fel. Știi? Aici nu mai e nimic în spate, vă sunt doar niște noi. Pentru că e Elbrusul. Aici e pe Caucaz unde îi mănâncă la ficatul lui... Exact. Dar nu mai e, cred că l-a terminat. Nu mai e, nu mai e. Nu l-ați găsit? Nu. Nu. Uite, o să mă duc cu Flocky, că Flocky ăsta e câinele meu, e husky. Și ăsta miroase mâncare orice. Dacă a venit Hercule, da, dacă a rămas ceva ficat, l-a bătut Hercule pe ăla. Dacă e ficat la sub 2 metri de gheață, l-a găsit, frate. Bravo, îl iau și neapărat îl duc. Deci aici este Elbrusul. Da. Și asta e o poveste foarte mișto cu Cristi. Este un personaj, Cristi a fost fotbalist, juca fotbal la Oțelul, la Galați și juca fotbalist bun, și a jucat până la junior, știi? Și un băiat care și-a dat el seama că n-are acel killer instinct, știi, să, așa. Și a zis el că, bă, a fost frumos și la fotbal, dar mă apuc și de școală, fac și carte, știi, da. Bun. Și după aceea a dezvoltat un business. Genul ăla de business început, bă, chiar din garaj. Mă dă în garaj de la Tasu, cu tovarăși de-a lui, s-a apucat să taie, să facă de-astea, zi de termopană, zi... Chedere? Nu chedere, mă. Tâmplărie. A, tâmplărie. Pe WC-uri. Exact. Pe WC-uri. Și s-a apucat să facă bălai în garaj. Bun. Și acum a ajuns acum vreo 2 ani, 3 ani, nu mai știu, când avea vreo 50 de milioane de euro pe an, cifră de afaceri. Așa. Și când am făcut eu programul celebrul Mont Blanc Challenge, nici nu mai știu de unde a aflat el. Ah, știu de unde, de la un prieten comun, Roberto, tot din Galați, care a fost cu mine în Everest Base Camp, acum niște ani mulți. Și a auzit el de pe la Roberto și a zis, bă, păi nu mă duc și eu. Știi? Și el un tip foarte, foarte obișnuit cu succesul. Repet, un băiat care a pornit din garaj, a crescut un business senzațional. Cu o familie mișto, foarte mișto el. Da. Așa. Dar în momentul în care te obișnuiești cu succesul așa, să-ți iasă, așa, când te-a pus să faci ceva nou, gen mă duc să mă urc pe Mont Blanc, ei tot așa, știi că aveau ăștia o vorbă cu fotbaliștii care intrau așa, te alergau de parcă ne atingeau iarba, știi, gen înfiți așa, știi, da. Și Cristian meu în primul an de pregătire, el nu prea a venit la turele alea pe care le-am făcut eu cu ei alții pe munte la pregătire, știi? Bă, Costine, că s-a ocupat, bă, că weekendul ăsta sunt cu copiii, că weekendul ăla sunt la Galați, că weekendul ăla nu știu ce, că și tot așa, dar mă duc și not, dar eu alerg, mă duc la sală, fac în fiecare zi. Bă, Cristinel, e în regulă, dar sala e sală, muntele-i munte, știi, da. Bun. Bă, și ajunge pe Mont Blanc, știi? Și el de când a venit cu o grămadă de echipament lipsă. Și i-am zis, Cristinelu, gândul tău nu e aici, adică capul tău nu e la Mont Blanc aici, tu se pare că așa, da. Și bineînțeles că pe la Valo, la 3300, 4300 la refugiu de siguranță acolo, gata, s-a terminat bateriile, o să vezi mai târziu o poză cum doarme la mine în brațe, în refugiu, lungit, doarme frumos, s-a terminat bateriile, știi? Da. Și ca să înțelegi cum e, știi, când eu mă obișnuit cu succesul și mai ales bărbatul obișnuit cu succesul, știi? Deci singura lui întrebare era, cum a urcat Ramona și Roxana și eu nu? Da. Cum a urcat Ramona și eu nu? Asta era problema. Aia era problema, știi? Și Cristianul, vrei să vorbim băiețește sau vrei să te mângâi pe cap? Nu, mă, vorbim băiețește. Păi la câte ture a fost Ramona și la câte ture ai venit tu? Se simte asta. Da, mă, da, oricât, că nu știu ce călăște, da. Am înțeles, frumoasă povestea. Bă, și după aia la vreo lună și ceva, mă sună, eu eram încă în Chamonix, știi, și mă sună și zice, nu pot să dorm. Costinaci, eu nu pot să dorm. Cum n-am urcat eu muntele ăla? Bă, mai vin odată. Mă, și dacă mai vin odată, tot pregătirea aia, adică nu e ca și când se schimbă ceva, știi, da. Bă, și a venit din nou. Toată diferența a fost mentală. Și a terminat, a urcat? Și am ajuns cu el pe vârf. Pe cea mai nasoală vreme pe care am urcat eu vreodată pe Mont Blanc, Nu pot să crezi. Deci bătea un vânt de păcăreastea, îți povesteam, păcăreastea așa, stăteam, îl puneam pe burtă. Să nu ne zboare în Italia. Stăteam pe burtă, când să încetinăm un pic vântul, hop. Acum, când venea tare vântul, pe burtă. Deci numai așa, știi, da. Am ajuns pe vârf, repet, doar din distanță, era fix același om fizic. Da. Mentalul, fac diferența, da, știi? Da. Da. E, când partea proastă e că în momentul când ajungi pe vârf, mentalul te lasă. Că tu ți-ai îndeplinit obiectivul. Da, dar mai trebuie să-și cobori. Aia, da. La coborâre mi-a căzut de vreo 2-3 ori, l-am prins în piolet, a fost frumos, știi, da. După care a urcat cu mine pe Monte Rosa, al doilea din Alpi, un an mai târziu, mai greu ca Mont Blancul ăla, știi, da. Și după aia a avut o chestie foarte mișto și a zis, bă, ce ai făcut pentru mine? Toată pregătirea asta și tot suportul și toată călătoria, practic, toată așa. Poți să faci pentru echipa mea de management, de vânzări, de fapt? Da. Ia veniți, mă, încoa. Frățioare, și merg cu ăștia să-i ducem pe Elbrus. Am făcut pregătire aici, nu știu ce, știi? Și mergem să-i ducem pe Elbrus. Știi? Acum 5 ani, parcă, mai știu. 6. Da. Și acolo am ajuns pe vârf, eu cu el, că ceilalți s-au împachetat pe parcurs. Și ce faci? Îi lași undeva? Urci sau nici nu pleci cu ei? Nu, ăștia nici n-au plecat. Nu, ei n-au plecat de la refugiu, de la 3700, știi? Pentru că pe cele 2 zile de aclimatizare... A zis să nu ne urcă. Au început să-și descopere gloșdeală? Da. Nu e, din păcate. Pe Elbrus nu e. Bă, apropo de Elbrus, și că ești în Rusia. Zici, mamă, ce o rupă vot, că știi? De unde trăiți? Că Elbrusul e într-o zonă, într-o republică. Știi că Rusia e Federația Vieții. Da. Republica Cabardino-Balcaria. Republica care e jumate cu ruși și pravoslavnici ortodoxi, o parte sunt musulmani. Elbrusul e în partea musulmană. Pe bune, n-am știut. Și nu servim băutură. Păcat. Păcat, exact. Asta am zis și la ghidul, la partenerul de acolo, lui Vladimir, și am zis Vladimir, într-o serie, bă, Vladimir, dă-mă chiar ceva, să nu bem nimic. Da. Aveau ea niște bere, câtă bere să și bei. Aveau un vin local care nici de spălat geamuri nu era. Și am zis, bă, fără rost să văd că trăiți, că am fetele astea aici, astea îmi dau un cap dacă nu dai să bei. Astea, bem orice facem, știi, da. Păi, Costin, că nu e calea, că bă, trebuie să fie ceva pe undeva, nu se poate. Undeva, sub un... Băi, trăițări. Și a venit, a plecat și a zis, da, dar știi că contrabandă, lasă-mă, mă, contrabanda ta. Treaba ta? Lasă-mă, treaba ta. Da. Ia colea. Și a adus? Bă, și a venit cu o sticlă de vodcă, jur, îmi pare rău că n-am adus, am uitat. Vodcă Mercedes. Mă, dar nu că era eticheta cu Mercedes. Era pe sticlă embosată, era embosată logo-ul Mercedes. Tu de-ai găsit-o? Tu știu, frate, tu zici, vodcă Mercedes. Bine, era o miserie, avea... Te spălai cu ea pe dinți, era că avea 40 de grade. A, da. Hai să mai vedem. Și după aia, da, l-am dus pe Cristi, am dus cu el pe vârf. Da. Și după aia, expedițiile următoare, tot cu ei, i-am dus pe Ararat. Asta anul. Ia uite-l, ia uite-l, frate. Dormea fratele tău, terminal, leșinat, la mine în brațe. Băi, băiatul. Da. Deci cu asta așa urcați voi, cu ghetele astea, a? Cu crampoane, da. Pe ghețari. Ia! Da. Asta e pe Kilimanjaro, până ianuarie, acum. Cu ăștia mici, cu localnicii. Ăștia sunt un fel de șerpa localnici? Sunt și ghizi, sunt și porteri. Adică ăștia care merg până sus, gen de la ultima tabără până pe vârf și înapoi, ăștia doar ghizii. Și de unde e? De la ultima tabără de acolo? Nu, e pleci cu ei de jos. Pleci cu ei de jos. Am înțeles. Pleci de jos. Păi e pleci o întreagă... Deci la fiecare alb ai vreo 3 cetățeni de ăștia localnici. Care te ajută? Care cară, bucătărie, mâncare, oale, crătiți, corturi, dinner tentul, corturile tale, saltele, echipamentele tale. Deci un fel de șerpași. Da, porteri. Da, porteri. Tanzania, frumos. Da. Asta e unul de cele mai mișto povești vreodată pe munte, pe care le-am trăit pe munte, frățioare. Ăsta e un prieten al meu, Livian, care îi se spune Limbi. Și eram la o cârciumă pe Sinaia. Era de 14 februarie, Valentine's Day. Și fusem 4 turbați pe Valea Albă, pe munte, 14 februarie. Și ne-am scoborât de acolo, până în pădure, ne-a prins ploaia. Aveam noroi și un urechi. Bă. Și să mergem să mâncăm, aveam noi o cârciumă mișto unde mâncăm în Sinaia, în Cumpătul, partea asta acolo. Elegant, frumos, civilizat, știi? Și ne ducem acolo să mâncăm. Noi uităm că e 14 februarie și intrăm acolo. Nu mă îndrăgostiți. Călcai pe îndrăgostiți. Ghinionul lor, o masă, toate mesele, toate făcute mese de câte doi, cu inimioare, rezervat, cu lumânare, cu tot ce trebuie. Ghinionul lor era o masă de patru pe care nu era liberă. Și am zis, gata, măi, a noastră. Și ne-am rezervat toți patru la masă. Și la mesele alte numai cetățeni pe care îi scoseseră consoartele, mânuț, așa? Îi scoseseră consoartele de bunăvoie forțați, da, la masă de Valentine's Day. Erau acele cupluri care beau, se uitau unul pe lângă altul. Galeș! Se uitau unul, da, pe lângă altul și nu zicea nimic. La noi la masă era nuntă. Muzică, era muzică, gen Careless Whispers de la George Michael, Michael Bolton, Timothy Boy Try, știi? Da, mă înțelegi? Da, da, da. Și tare. Ten Sharp you know is on my mind. Exact. Bă, și muzica tare, știi? Și eu îl chem pe șeful de sală și zic, prietene, dă-și tu muzica mai încet că nu ne înțelegem cu persoană. Știi? Păi nu, că petrecere, că lasă-mă că nu vezi că nu dansează nimeni, toți sunt triși la mese. Dar mai dă muzica mai încet un pic. Ce? Păi... Zice, mă duc să întreb la... Este un ospătar, ce mă dau șeful de sală. Vine, zice, nu ne dă voie. Și zic, fie cum facem? Dacă îmi dai muzica mai încet. Zic că iau pe ăsta, fața lui, față de nebunare. Zic că iau pe ăsta la dans. Nu dansa nimeni. Toți erau la mese triști. Fiecare ar fi dorit să fie în alt loc. Da. Știi? Nu acolo. Nu acolo. Mai puțin noi, care eram de acolo. Adică da, din noi eram fix acolo. Știi, da. Și am zis, Fian, dacă nu dai muzica mai încet, îl iau pe ăsta, în mijloc aici, și dansăm, și ne pupăm, și ne strământem în brațe și ne mângâiem. Îți pleacă toată lumea, ești nebun la cap, îți trec petrecerea aici, ce ai, știi? Mama a plecat la a da muzica încet. Hai, să după care a venit și am zis, fii că vrei și noi lumânare de aia pe masă. Noi de ce nu avem lumânare pe masă? Păi asta e doar la mesele rezervate. Ia vină tu cu lumânare încoace. Trebuie să nu lumânare. Noi suntem, da, da. Păi ce, păi nu, că doar la dar separat. Da, da. Și da, am zis, sau știi ce? Deci dacă nu vii cu lumânare, să moară măsa care vezi un leu, care vezi un leu șpagă. Nimic, niciun leu nu vezi. Am intrat cu ne-am pus lumânare. Și de atunci suntem prieteni. Data următoare când am fost acolo la Cârciumă și am dus un grup, eram vreo 10-11. Au venit. A zis, mi-a făcut semn de depărtare și mi-a zis, bine ați venit, bine ați venit. Iar când am plecat a zis, să știți că facem masă de Paști. Dacă vreți. Dacă vreți și dacă aveți. Rău. Da. Hai să dacă vreți. Da. Iar asta este cea mai tristă poveste din viața mea de ghid. Asta e un prieten, un ghid, a fost un ghid spaniol, Roman. Dezigol. Roman, da. Aici la nunta unui prieten la Focșani. Așa ne-am dus noi la nuntă, la Focșani, așa ne-am dus la nuntă. Cu alea în cap, cu căștile pe cap, cu alea, bun, cu pioleții. Când am intrat la teatru, era la teatru din Focșani, unde se ținea nunta. Și ăștia deja erau, colonia civilă, mă rog, și ăștia deja erau intrați, când am venit mai târziu. Și am intrat în teatru din Focșani, îmbrăcați, după cum se poate vedea, cu pioleții aia în mâini așa, și a venit o doamnă și a zis, ce faceți cu topoarele alea? Ieșiți afară, chem poliția! Stai bre, așa că suntem la omul ăla la suntem la omul ăsta la cununie, la bughi, la cununie. Ieșiți afară cu topoarele alea, ieșiți afară că chem poliția! Stai bre, nu te enerva așa că îți face vena aia plină, știi, să ne un pic. Ieșiți afară, ieșiți afară! Roman săracu care nu înțelegea nimic. Ce are eu cu noi? Are we ok? Lasă-mă pe mine. Let me do the talking. Da. Până a fost scandal, dar e și bughi, a scos ăsta, știi, ca lirele care scos capul și a zis, stai vrea, așa că e, da. Și de ce zici că e tristă? Da, pentru că Roman a murit într-o avalanșă. A fost o chestie, o chestie care se întâmplă, dacă se întâmplă se întâmplă atunci când nu știi să zici nu clienților. Știi? Ce, apropo de film, de Everest. Da. Știi? Pentru că în mod normal oamenii trebuiau să se întoarcă, au hotărât că dacă până la ora 2 nu sunt pe vârf, ne întoarcem. Știi? Și ăla a insistat că nu, că să mergem. Rob Hall, pentru că îi promisese, că mai fusese ăla și cu an înainte și promisese că nu știu, s-au dus și au murit. Da, ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu Roman, într-o avalanșă în Elveția, erau la schi, de tură și a zis, bă, nu e ok, condițiile nu sunt ok, pe pericol de avalanșă, ne retragem la cabană. Și plecăm și chemăm elicopterul. Elicopterul n-a putut să vină că nu era vremea ok și azi vine mâine elicopterul. Și doi dintre clienți au zis, tată și fiu, au zis, nu, păi noi mâine dimineața avem avion și noi trebuie să ajungem azi. Și au pus presiune pe el, el a cedat, au ieșit, avalanșa și aia a fost. Și apropo de... Hai să mergem mai departe, asta e una dintre părțile nasoale ale meseriei de ghid, pentru că uneori ești forțat să faci ceea ce n-ai vrea. Știi? Eu am pățit-o acum luna trecută în Ecuador. Știi? Da? Da. N-a trebuit să zic halt și ne întoarcem. Știi? Și e nasol că de oameni ăștia te legi, știi? Și ești prieten cu ei și știi cât de mult își doresc să urce vârful ăla și știi cât sunt de motivați și investești timp și bani și energie și speranțe și alea, știi? Și e foarte greu să... Mie e simplu să mă întorc. Eu... Da, exact cum ai zis tu, ai mai fost, asta e a 20-a oară. Chiar dacă n-am fost, ok, aș fi vrut să merg pe vârf, dar nu cu prețul vieții, știi? Dacă văd că... Da, ai capacitatea de a înțelege, gata. Exact. Fac risk assessment, văd care e pericolul, dacă poți așa... Hai îndărât. Da. Și... Hai să mai vedem. Da. Wow! Ăsta e frumosul Everest. Da. Ăsta e Everestul văzut de pe... Băi, băiatule! E Everestul în apus. E un vârf lângă Pumorii, se cheamă Calapatar, are 5500 și ceva. În mod normal, în Nepal, în Himalaya, ce e sub 6000, nu e considerat munte. Nu e munte. Nu e munte, deci nu are nume. Ăla are 5500 și ceva, i-au dat și lui un nume, doar pentru că să urcă lumea pe el să vadă Everestul. Aha. De acolo se vede cel mai bine Everestul. Am înțeles. Da. Și... Hai ține de Everestul ăsta un pic. De unde l-apuci? Bă, din păcate în ultimii mulți ani s-a comercializat atât de tare, știi? Că deci pozele alea sunt reale? Pozele alea, exact. Alea sunt pozele, se întâmplă de 20 de ani încoace. Faptul că a ieșit o poză și a dat-o ăla și a dat-o pe CNN și a preluat-o social media și toată lumea așa, nu e o noutate. Aia se întâmplă acolo de 20 de ani, probabil, știi? Pentru că cea mai devreme, guvernul nepalez vrea să facă și el niște bani, agențiile care vând locurile din expediții, ăia fac banii. Corect. Ăia fac banii. S-a transformat, din păcate. S-a transformat într-un munte unde, în primul rând, unde ajungi dacă ai banii necesari. Nu mai are legătură. Adică ajung pe acolo oameni care nu și-au pus în viața lor colțarii în picioare. Îi învață să-și pună colțarii în tabăra de bază. Wow. Tu până unde-i duci cel mai sus? Până în tabla de bază. Care e la 5.000 sau? 5.400. Asta nu e prima tabără asta. Nu, asta e base camp. E tabla de bază. La 5.000 de metri e base camp-ul? Da, frate, deci ca să cât de mari sunt munții. Că știi când mergi pe aici, pe România, știi? Și Carpații, te duci din Bucegi, în Făgăraș și zici, mamă, ce mari sunt ăștia, frate. După care te duci din Carpați, te duci până Alpi. Și zici, a, ăștia-s mari, mă. După care te duci în Anzi. Și zici, totuși Alpii nu sunt chiar așa mari, știi? Bă, ajungi în Himalaya, unde se încheie tot. Adică, da. Tu gândește că pe Everest, tabăra de bază a Everestului, tabăra de unde începe practic muntele. Treaba, da? E vreo 500 de metri mai sus decât cel mai înalt vârf din Alpi, decât Mont Blanc, știi? Bun, îi duci până la 5.000. De acolo nu mai e treaba ta, nu te mai interesează. Ba da, trebuie să și întorc. Păi și de ce merg până acolo? Să vadă. E poveste. Asta întreb. Nu înțelegeam. E locul, e povestea. Deci traseul e fabulos de frumos până acolo. Divertis. Din startul începutului iau setată doar tabăra de bază? Da. Păi ăsta e obiectivul. Nu. Am crezut că tu îi duci acolo și după aia trebuie să ducă sus. Dacă sunt niște băieți care să duc sus, n-au nevoie de mine să-i duc până în base. Am înțeles, corect și asta. Și o excursie senzațională și până acolo? Da, păi view-urile. Păi uite, asta e făcut de acolo, știi? Da. Gata, am priceput acum. Îi duci, stau acolo? Da, eu în mod normal, permisul de trekker îți permite să... Fiind permisul, îți permite. Iertați-ne pe noi, limba română. Îți permite să ajungi până la base camp, te învârți pe acolo, dai un ochi, vezi și te cari. Cumperi un... N-ai de cumpărat de fericire. Încă nu. Cumperi un breloc. Încă nu sunt breloace și magneți. Încă nu sunt. Magneți. Da, urmează. Da. Și după aia cobori. Știi? Gata, acum am priceput. Eu pentru că am mers atâția ani acolo și am făcut relații cu oamenii acolo, am și corturile mele în basecamp. Adică mergi și stai toată ziua aia acolo și dormi și noaptea în basecamp. V-au prins nasolii pe o dată pe acolo? nu știu, vând, nu. Nu, pentru că în perioada aia în care se merge, gen sezoanele aprilie, mai sau octombrie, noiembrie, vremea destul de stabilă. Știi? Și ce se întâmplă în altă perioadă, în februarie? Ce e acolo, nenorocire? Păi în februarie, practic, acum vorbim de vârf. Adică, da, de vârf, de vârf. Adică bază... de ce doar bucățelele astea și ăla să uită pe ceas tot timpul? Haide, bă, că mai aveți o oră, haide mai fereastră, repede, nu? Așa se lucrează. Da, pentru că pe vârful Everestului există așa numitul jet stream, care e un vânt, care bate continuu și în mod normal cu 220-240 pe oră. Și tu ce faci? Găsești bucățican care nu bate? Nu tu. Exact. Da. Da? Alea sunt ferestre, acele ferestre în care... Deci de aici sunt faimoasele ferestre în care peste tot la ce domnule aveam doar de la 11:30. Este la schimbarea dintre musoni. Și tu de unde știi treaba asta? Păi nu știu, există am înțeles, meteorologii care... Și aia te anunță... Tu ca expediție plătești o gălăgie de bani la stația meteo, stațiile meteorologice... Am înțeles. Care îți spun, și aia spun șansele mari sunt pe 21 mai. Bun. 21-22 mai. Orice ajungi pe Everest, cât stai acolo? Că am văzut șirul ăla, adică mă gândesc dacă toți ăia ajung, acolo erau... Păi stai că ăia nu e obligatoriu că și ajung. Bun, da, asta e marea problemă. Asta e marea problemă, că sunt foarte mulți și se creează aceste blocaje. Bun. Am înțeles ce spui. Absolut toți sunt prinși pe coardă fixă. Da, am văzut asta, da? Deci că se vede. Nu poți să-i depășești. Depășești, da. Așa. Deci trebuie pe tine ca să ajungi. Exact. Degeaba eu am de două ori condiția ta fizică și mă simt de trei ori mai bine ca tine. Că sunt spatele tău și nu pot să mă depășești. Și pentru mine e super riscant să mă desfac din coardă. Da, ca să te depășesc, să mă bag la loc. Că pot să mă duc de suflet, știi? Și partea proastă acolo e că nu poți să aștepți la nesfârșit. Pentru că îngheți. Acolo dacă nu mergi, dacă nu te miști, să generezi cât de cât căldură. Da. Mori. Tu umbli cu din astea, cu baterie de fapt, asta e... pantof în astea, în geacă, să-ți încălzească, nu. Da. Mai am clienți care mai au de-astea, dar eu sunt ok cu frigul. Că de fapt oxigenul suplimentar, acum să nu-ți închipui că la 1000, dacă spui oxigenul ăla până nou, tu te simți ca în Floreasca. Nu. Deci, dar la ce-ți face? Comparativ, ca să-ți faci o idee, bine, nu că ți-ai putea face, că nici la 7.000 n-ai fost, zic ei că cu 8.000 la oxigen ești ca la 7.000 fără. Am înțeles. Simți că n-ai aer. Ce-ți face ăla, nu-ți dă neapărat o respir mult mai așa, nu. Acel oxigen îți asigură un 2-3 grade în plus la core temperature, la temperatura organelor interne. Da. Și organismul nu trebuie să mai genereze să consume energie ca să genereze acea căldură, să țină ție organele interne vie în viață. Știi? Da, clar. Problema cu oxigen suplimentar e că în momentul în care ești la, nu știu, la 1000 de metri sau la peste 1000 și din diverse motive, că ți-a înghețat mufa, valva, că s-a terminat oxigenul sau că ceva și ai rămas fără, e nasolișe. Am văzut că îi mai lasă pe acolo buteliile alea. De obicei le care, dar sunt unii care... Da? Aici ce avem? Da. Aici, da. Asta e partea, să zic, partea funny și safe și frumoasă a meseriei. Bă, eu în afară de ghid montan sunt și monitor de schi. Am înțeles. Știi? Și astea sunt taberele cu copii. Dar tu te scoți de la întreținere, de la astea, când pleci? Păi cât ești plecat? Păi nu. Bă, să știi că nu... un an nebunesc. Un an nebun. Cât ai fost plecat? Într-un an full. Cred că mai bine de 6 luni. 6 luni plecat de acasă? Cred că mai bine de 6 luni, da. Păi și câinele te mai recunoaște când vii? N-aveam câine pe vremea. Nu, știi care... Și merită, mămică? În ultimul an și ceva... Bun, e nebunia. În ultimul an și ceva am simțit-o și eu. Am simțit... oboseală uzura. Și astea uzura? Mai ales mentală. Nu neapărat fizică. Dar e uzură mentală venită din obsesie, mai ales când ești puțin OCD ca mine. Știi? Obsedat de safety. Te apasă presiunea asta să... Da, să nu se întâmple ceva, exact. Să fie toată lumea siguranță, exact. Tot pomelnicul ăla. Da. Pe care noi... Și pe care nu-ți dai seama. Pe care noi, normalii, da. Îl luăm la mișto. Da. A, mă, iar da. Citește ăla, să-ți vine, îți dă coardă până la partea dreaptă. Știi, să... toată lumea, toți care vorbesc, știi, gen cu oameni care mă cunosc acum, știi, la prima discuție a mea. Da. Ce faci? Ghid montan, păi și asta. Păi fa, mamă, cât de tare, frate, să duci pe munții astea și faci și bani din asta și te plătesc ea să mergi și vezi și lua și umbli și așa. Păi, da, zic, de la suprafața așa e. Da, și știi? Pentru noi e. Da. Știi, ca normal dintr-o lebuz, nu vă rezemați de usărează, unul cade afară și bă, ce bine era dacă da, vezi. Da. Exact așa și ha, mă, las-mă în pace că ea dacă-s meseriaș, vii tu să le spui să țină unul de altul și, sau și acolo. Nu-ți dai seama. Adică eu, ani de zile, nu mi-am dat seama de chestia asta, știi? Nu mi-am dat seama pentru că încă nu atinsesem acel nivel de alarmă. Repet, eu îmi las viața în mâinile tale, la not, la fotbal, astea mă aleg cu vreo sperietură sau cu vreo rană și atât. Nu numai da, că, la 5.000... Știi care-i treaba? Că, bine, și la 2.000, nu la 5.000. Care-i treaba? Că, pe Kilimanjaro general nu e cazul, să zicem, știi? Dar pe Matterhorn. Pe Matterhorn ne pune în viața unul în mâna altul, celuilalt. Știi? Pentru că așa cum eu te asigur pe tine... Tu faci vreo, eu fac vreo nebunie... În momentul când plec eu cap de coardă și tu mă asiguri. La care rămâne. Da. Știi? Corect. Și da, și am descoperit, repet, cred că de vreun an așa, s-au adunat. S-au adunat și mi-am dat seama că nu mai aveam drive-ul ăla, știi? Da, nu mai aveam bucuria aia să merg la un traseu. Și ce faci atunci? Păi o lași puțin mai ușor. Există posibilitatea asta? Păi există, e vorba de tine și de viața ta, până la urmă. Știi cum, nu trebuie să cer voie nimănui, da, nu trebuie să... Da. Nu e ca și când... Și o iei de la capăt după aia când simți că... Exact. Am înțeles. Exact. Mai avem pozuțe? Da, zic, asta e partea fan, asta e partea mișto cu copiii, cu care sunt... Deci doar astea care sunt geniali. Bun. Zi-mi ceva, ce-ți dorești? E ceva ce-ți dorești? Lasă cu sănătatea cu astea, din punct de vedere că sănătatea s-a dat. Știi că Bănică Junior a avut un frate. Dă-te și tu mai așa să stăm cu... Da. Bănică Junior a avut un frate, Alexandru, care mi-a fost prieten foarte bun. Și a murit. A murit într-un accident de mașină, da. Oh. Mă, dar numai de astea ai? Și a avut... Nu, mă, ăla s-a înfipt cu un dobitoc, cu un BMW, s-a înfipt într-un stâlp pe Matei Basarab. N-a fost nimic eroic. El era și în dreapta, săracul. Și avea Alexandru o vorbă, dar pe care iarăși e vorbă proastă, nu ți-o pot spune acum, dar ți-o zic după, apropo de ce-ți dorește de Crăciun. Bun, de Crăciun, dar zi-mi de un munte. Cu cine vrei să te iei de gât? Am eu un munte în Himalaya. Nu știu. Nu? Amadablam îl cheamă. Ce-am făcut? Amadablam. Să fie sănătos. Exact. Nu e 1.000, dar e un 7.000 sau ceva. E aproape, știi? E aproape și... Amadablam. Și de prima dată de când l-am văzut... Să înseamnă ceva sau astea cum Amadablam înseamnă colierul mamei. Colierul mamei. Da. Bun. Deci are o zăpăduță ceva. Seamănă cu Matterhorn, așa. Bun, și are o zăpăduță. Se spune și Matterhorn în Himalaya. Ah, am înțeles. Da. Și are una din fețele, pe fața cea mai vizibilă, cea mai spectaculoasă, e agățat un mare ghețar. Și acolo, cu el vrei să te lupți? Da. Amadablam mă atrage. Ca și ghid? Nu, să te duci tu nebunia ta. Nu mi-a părut ghid. Pentru mine. Am înțeles. Bun, și aș încerca la un moment dat un 1.000, dar fără oxigen. Vrei să o faci șmecherie? Bă, pe cine mințim, știi? Adică... Știi, fix cum ai întrebat mai devreme, că bă, se ia sănătoși la cap. Știi că eu de multe ori mi-am pus întrebarea, apropo de ăștia, de alpiniștii mari, ăștia care fac... Nea Reinhold. Trebuie serioasă, da. Totdeauna mi-am pus întrebarea, mi-am zis, bă, trebuie să fiu un pic, știi? Până am citit o carte a unui alpinist american, Ed Visters, se cheamă cartea 9 Shortcuts to the Top. Ăsta e primul american care a făcut toți 8.000 fără oxigen suplimentar. Și am citit cartea ăstuia, bă, omul este extrem de normal, frate. Este foarte normal, știi? Și aia m-a făcut să mă simt, bă, deci, da, nu trebuie să fii neapărat așa ca să fac asta, știi, da. Și Ed avea o vorbă, apropo de oxigen suplimentar, știi? Că și le-a făcut fără. Știi? Și apropo de folosirea oxigenului suplimentar, a zis, păi prefer să mă ridic eu la nivelul muntelui decât să cobor muntele la nivelul meu. Bun, și el. Știi? Da. Și astea cum se fac? Cu aclimatizări, cu astea sau cum se cheamă, nu? Da, e procesul de aclimatizare, e un proces absolut... 6.000, probabil urci, după aia 7.000, adică când faci aclimatizare, nu? Da, aclimatizarea, principiul de aclimatizare e climb high, sleep low. Adică urci, ai tabăra de bază la Everest, gen 5.400, da? Urci la Camp One, la 6.000, cobori și dormi în base camp. Stai, te mai odihnești. Mai nebunit. Asta te omoară pe munții ăștia, dar ea durează o lună jumate să urci pe Everest. Și stai o lună jumătate acolo. Iar urci, iar mai... Da, pentru că chiar și ăștia care urcă, da, deci sunt băieți care plătesc 100.000 de euro pe un loc de expediție. Dar ei au un ghid occidental propriu, au doi climbing Sherpa ai lor, unul trage, unul împinge. Știi? Condițiile din base camp nu vrei să știi. Nu-mi zic că și acolo e pentru muritori și pentru șmecheri. Bineînțeles. Păi ce vrei, mă, să plătești 20.000 și să mănânci ca ala și să mănânci viv de waigu ca ala care plătește. Dar ce să mănânc acolo? Nu întreb foarte la 5.000 de metri ce mănânci. Asta zic, depinde cât ai plătit. Că dacă ai plătit... Tu există, când te duci, ce mănânci? Există și expediții low cost. Să nu râzi de mine, te duci la împinge tava? Sau unde te duci acolo? Ce mănânci? Nu, mă, acolo îți fac aia de mâncare. Bun, ce-ți fac aia de mâncare? Păi ai mâncare... O tezine de săraci. Ai mâncare bloca. Mie întotdeauna mi-a plăcut să mă duc să mănânc mâncarea din țara aia, frate. Bun. Adică să mă duc, am întâlnit toată niște belgeni în Aconcagua. În tabăra de bază pe Aconcagua, știi? Unde era un dinner tent, un cârciumiar mic, așa, știi? Da? Și au venit aia și l-au întrebat pe ăla, aveți Stella Artois? Și ăla a zis de la, nu a fost finul, și a zis, domnule, nu avem Stella, dar avem bere Andes, locală, care e foarte bună și care chiar e bună. Am hectolitri. Știi? Da. Și eu i-au zis, bă, prieteni, noi suntem belgieni, nu ne spune Belgia, ce e bere bună, știi? Și n-am putut să mă abțin și am întrebat cu aia, care e ideea să vin într-o țară străină să bei berea pe care o bei acasă? Da. Du-te, ești afară amândoi. Știi? Așa dar și eu. Așa păi mănânci mâncarea locală. Ei au ciorbe, supe astea? Au... Da, poți să spui că un amestec, gen amestecuri așa, neapărat ciorbe, supe. Dar zine una, două, așa, da. Mai mult sosuri, știi? Că mai mult sosuri. Da. Știi? Au și mâncăruri, au, de exemplu, în Kathmandu, în oraș, la restaurante, găsești și mâncarea locală, dar găsești și, sunt cărciuni unde găsești și... Dar acolo nu-ți trebuie un aport caloric mare, un ceva, adică să-ți dea o mâncare anume? Pe trecul până în base camp, alea 12 zile dus-întors, zic așa, efortul fizic nu e atât de mare, te omoară altitudinea pe măsură ce urci. Bun, mă așez la masă. Da. Ce mi-aduce ăla? Păi ce ai comandat? Păi da, nu știu nimic. Ți vine la cu meniu, frumos, da. Repet, ai feluri locale, gen dalbat, care sunt diverse, pui cu că poți să vrei dalbat sau vegetarian dalbat. Nu vegetarian, să nu forțăm, nu. Las-o la pui. Puiuți cu curry, orez, o salată de un fel de... Deci un fel de chinezărie, așa. Da. Un fel de spanac de-a lor mai amărui, așa. O mâncărică de cartofi, niște cartofi orcoași. Deci e basic, mâncarea e bună. Am înțeles. Au ei iac steak, că e steak de iac, nu e niciodată. E de taur, de vită, de alea. Ba, nu e dat dinainte asta sau efectiv plătești așa? Nu, cumperi pachet complet. Cu cazare, cu cazări, cu mese. Sună un pic ciudățel așa, dar asta e... La breakfast tu ai ouă prăjite sau omletă, porridge, zi... Hai, oprește. Miere, cu de-astea, iartă-ne pe noi. Am înțeles, deci... Pic așa. Da. Seara la fel și cină, deci tu iei... Mic dejun, cină și prânz și cină. Da, am înțeles. Iar în base camp... Acolo e altceva. Deci trec către base camp pe una. Ajungi în base camp. Acolo e altă poveste, repet. Și sus mai îți dă mâncare și la 6.000 de metri? Da, bineînțeles. Păi bineînțeles. Nu-ți dă mine. Nu, mă, ai bucătarul cu tine, aia este. Și ăla desface butelia aia poloneză, cum aveau ăștia când veneau aici și pac și să gătească pe ea? Da. Hrană caldă? Da. Repet, depinde cât ai plătit. Bun, ești mecheroi. Vine unul polonicul după tine. Face mâncărică, îți face alea. Bine, la 8.000. La 8.000 nu mai trai niște... Oricum acolo, și care e treaba? Pe măsură ce urci în altitudine, pentru că creierul primește din ce în ce mai puțin oxigen, creierul începe să zică, opa. Am înțeles. Păi ce facem cu oxigenul ăsta puțin? Păi te țin în viață. Da, nu stăm noi să-l dăm să facem. Funcționează inima, ficatul, plămânii, alea, dacă vrei să mai și digeri friptura aia, uită. Da. Știi? Pentru că organismul metabolismul e mult mai ușor să producă energie din resursele corpului, mușchi, grăsime, decât să digere. Așa că pe la 7.000 oricum și dacă îți vine la cu Vita, nu mai, acolo deja ești pe treci pe mâncare liofilizată, pe alte. Ai vrea să întâlnești vreunul din ăsta șmecher? Nu știu, să stai față în față cu el? Știu pe Horia. Bravo, da, corect. Horia e ce mai șmecher. Cu Messner ai vrea să stai față în față? Nu știu, să întrebi. Da, pentru că ești cum e, măcar un transfer de energie așa să dai mâna cu omul ăla, știi, da. Unde te găsești lumea? Am fost prieten foarte bun cu Jolt. Da? Iarăși. Da. Deci, repet, Jolt, probabil că dacă ar fi în continuare viața, că probabil acolo i-a fost să se termine. Deci Jolt, dacă ar fi avut acces la bani, la sponsorizări, Jolt cred că era unul din primii, hai să nu zic 5, hai să zic unul din primii 10 alpiniști ai zilelor noastre. Serios? Tu ai acces la sponsorizările astea sau lumea te ia de nebun? Du-te bă, de aici cu ghidul tău montaj, suitul tău pe munte. Adică oamenii, vezi o deschidere la ei? Dom'le, uite, am un proiect cu tare. Mă lasă cu pământ. N-am mai vândut de mult un proiect. Am înțeles. N-am mai vândut de mult un proiect. Am priceput. În capul meu că sunt alte... Unde te găsesc oamenii? Deci unii ne-au privit, oamenii ne-au privit acum și spun, dom'le, vrem să ne cu nebunul ăsta. Pe Facebook, pe Instagram, pe... Și efectiv, țac-țac și te sună, dom'le... Costin Miu, da. Am priceput. Nu te găsești și pe tine, știi? Fix nu, acolo, zic, da. Fix acolo, da, invers. Exact. La fel, da, pe bej. Exact. Da. Costinmiu.com, de-asta. Știi? Bun. Nebunia, deci avem să căcerim la colierul doamnei. La Madame, da. Da? Mai ai proiecte din astea... pe care să le... Bă, am ajuns la un punct în viață în care cel mai mult îmi doresc să trăiesc frumos, frate. Și poți? Fac tot ce pot. Îți iese? M-am reapucat, ca să-ți dai seama, deci m-am reapucat datorită Laurei Sărumâna. M-am reapucat de tenis după 13 ani, 13 ani, vreo 13 ani. Bă, m-am repucat și am descoperit, mi-am adus aminte cât de mult îmi plăcea sportul ăsta. L-am și redescoperit și niște, știi, da, niște mușchi. Ai mai redescoperit niște mușchi pe care aveai cont și nu știai? I-am avut, că s-au reactivat. Am avut, de-a lungul anilor am avut grijă să mă țin în formă, știi? Dar chiar grăsuți poți urca pe munți, nu? Bă, e mai greu. Poți, dar e păcat, știi? Adică le-am mai zis și că mai aveam și de ăștia, mai veneau cu, știi, și am zis, bă, e păcat să cari doi rucsaci, adică unul în spate și unul în față. Da. Hai să nu ne luăm, dar eu nu urc pe munți. Exact. Că fără alea 7-8 kg, îți dai seama, e al doilea rucsac, practic. Știi? Da, e un sac de ciment. Știi? Am înțeles. Hai că n-am stat mult, 3 ore sau cât? Păi e... Da, cam așa, sau cât, sau nu mai știm când am început. Da. Păi hai să facem și noi o pauză, să bem ceva, să bem apa asta și mai... Costin Sărumâna, mi de mulțumit. Bă, deci oamenii te caută acolo, te găsesc, povestiri senzaționale. Aia deci trebuie să o țin minte, mai zi o dată. Ești pentru... Da, cum a zis, mă, că e pentru... Ionuț, cum îl cheamă? George, mai țin mă minte. George, mai jată ce am zis. Deci ai zis cu... Ești pentru... Era aia cu numai unde n-am fost, ne-am făcut de râs. Aia și ailaltă era cu proiectele mele, sunt ghid montan, nu alpinist. Proiectele mele sunt oameni, nu vârf. Astea, bă, Georgica, notează-o. Că ăsta e deștept, am zis, chiar dacă are fața aia cu bărbos acolo, o tăie la montasă. Fața aia bărbos și aia prăjit. Și aia prăjit, dar nu inspiră mare încredere așa, dar o aduce careva o gel de ăsta de față, un strugurel. Eu am grijă, să știi că eu am grijă de el alții. Numai ție nu ți iese. Exact, mie nu mi iese. Iată ce înseamnă altruism, dragi prieteni. Costin Sărumâna, cu o dată, mii de mulțumiri. A fost alături de noi omul, el e băiat serios, deci puneți mâna, glumim, desigur. Ghid montan, montaniard, merge asta? Montaniard. Bă, mie îmi place asta. Mie nu-mi place, știi că e o expresie în România, munțoman. Mie nu-mi place. Știi? N-am auzit-o, nu. Adică oricât de... Montaniard. Oricât de... Yves Montaniard. Oricât de român aș fi eu și oricât de fost olimpic la literatură, bă, prefer un neologism. Munțoman. Prefer montaniard. Nu, munțoman, știi? Nu, cu tot respectul. Montaniard. Nu uităm niciodată că cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri prietenilor de la Casa Pariurilor. Vreau să știu și vouă mii de mulțumiri că sunteți alături de noi. Căutați-l pe om să spune, băi, la Oprișan te-am văzut, ca să mai beau și eu ceva rece. Da. Zici și mie cine ia US Open. Da, exact. Ce cotă are. Da. Bine, mulțumiri încă o dată, toate cele bune. Mersi, numai bine, la revedere.